Bună. Bine, mă țineți în soare așa. Bine am venit, pentru că data trecută n-am fost eu. A fost Ilona. Și pe mine m-ați chemat să o surprind. Neplăcut. De data asta sunt eu. Bine ați venit la Lucruri Simple. Astăzi avem invitați pe Florin Ristei, compozitor multitalent, și surpriza lui, Ilona Brezoianu. Eu zic să nu plecați. Partea întâi, astăzi o să observați ce face Florin Ristei, iar săptămâna viitoare ne distrăm din nou și alături de Ilona. Oare mă duceți invitați? Oi. Mamă, invitați? Vrei? E chiar acordată. Aș vrea și aș vrea să beau și să mănânc, pentru că la Neața nu-mi dau ăștia de mâncare și de băut. Nu uitați, Lucruri Simple este susținut de către Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești. Sunt prezenți toți aici, în spirit, în trup, în sticlă și în... și în toate cele. Vreau să beau un rom. A, nu, că-s cu mașina, scuze. Apa, plată. Bun. Și un rom. Că poate... că m-am mai gândit eu mai bine. Că poate plec fără mașină. Dragii mei, încă ceva. 22, 23, 24. Cum să uitați așa ceva? Fac ce-mi spune inima. Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce spune inima. Acolo nu e nimeni. Cum chiar silueta lui Sergiu? E un curs, ține Sergiu un curs de așa, spuneți. Vrei și o cafea? Mă ții în hol? Da. Vii la Academie. Mi-a zis, pune pe Waze Academia de Arte Horia Brenciu. Am pus acolo și mă ține în hol. Și mă întreabă dacă nu beau cafea, nu. Tai chang tiu la yo fong tiu cha chan da ho ho ho. Un ceai aș bea, da, bravo. Ceva de tract intestinal. De mentă? De mentă, da. Dar nu, un ceai care să meargă cu rom în el. Tipul vindecă totul, dar nu e ușor, nu. Și faptul că nu spui nimic, spune totul. Șoricelule aveți? Cred că. Tătăneasă. Eu de-astea beau. Mai nou la Neața, ani de zile, cât a fost Nicolae, în fiecare dată ne mai aducea pălincă. De ceva vreme le dau vitamine. În fiecare dimineață o vitamină efervescentă. More than words to show you feel that your love for me is real. Fac pe mine. Să-ți arăt baia atunci. Asta e. Nu, Academia, ți arăt baia. Ia. E fain la baie. Mi-ați dat și de-astea. Mi-au dat de-asta să mă registreze când mă duc la baie. Ziua ta, mămico, și-n dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico. Unde? Aici învață copiii pentru viitorul lor? Da. Fine. I want you to stay with me. Are you all I need? Ce faci? E Maine Coon? Da. E, băi, ce faci? Ți-e frică de mine? Nu ți-e frică de mine. Nu mă omori, nu? E, acum să fiu. Ce faci? Oh, miros a pisică? Miros a altă. Ki 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 ko 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 cu 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 cu. Ki 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 ko 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 cu 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 cu. Am și eu una acasă, să știi. Salut. Salut. Bună ziua. Tu stai singur aici? Mai înveți să cânți la ceva, mai una alta? Băi, ce mustățe. Ești mare, ești un animal mare și frumos. Break. Every night I'm sitting by my window, staring at the lonely avenue, watching lover hand in hand and loving. Ha, ha, ha. Păi, chef de mine, ok, am înțeles, am înțeles. Fai. Oh, ce face domnul Brânciu Balet? Mm-hmm. Fine. Pa! Cum îl cheamă? Zeno. Zeno. Te pup. Zeno îl cheamă și pe... Dani. Dani Oțil Zeno. Nu te cred. Ba da! If I could turn back time, if I could find the way, I'd take back those words that hurt you. E bufniță sau e pui? Pui de bufniță.
E animalul meu preferat, bufnița. Înțeleg. Bă, sunt acordate chiar instrumentele de pe pereți. Aici e, nu? Aici e. Tell me quick, end of the king, in a head. Încă să deschid invers. Patru, cinci, șase, șapte, opt. Bună ziua! Bună ziua, îmi pare bine să vă văd. Mi-e foame. Sunt trist că n-am mâncat la Neața. Nu pot să cred așa ceva. N-am mâncat, azi au făcut dulce. M-au fentat, o zi pierdută. Nu cred așa ceva. O zi pierdută, când nu plec acasă mâncat la Neața, am dus degeaba la muncă. Am să știi că Neața, practic, este un fel de... Este un fel de eveniment de cântare, da. Pentru că de fiecare dată când mergem la o cântare, ce doriți să serviți? Eu care simt fasting de 20 de ani, așa? Zic că nu-mi trebuie nimic, dar copii, dați-le copiilor. Știi? Și la un moment dat vin 2-3 cu platouri acolo, puf, și mă uit așa, zic, ce sunt acestea? Și încep să-mi descrie așa. Ceva. Cu jojomura, jojomale, jojobaba, oază. Oui. Oui, oază. Și după aceea zic, o să gust și eu totuși. De, ți-e foame, nu? Foarte foame. Am mâncat azi super ciocolata din Dubai. Ai mâncat-o? De-i toată lumea pe TikTok cu... Nu? N-ai mâncat ciocolată din Dubai? E o ciocolată șmecheră acu de o dau aia cu milion ciocolata. Cât? De ea păcut pe proști să dea banii pe ciocolată. Nu cred așa ceva. Fistic cu cataif învelit în ciocolat. Wow! Au rupt internetul în două și am avut-o și noi azi în emisiune. Am fost hater pe ea. I-am zis să nu o mănânce nimeni. Dar știți ce trebuie să faci? Asta e ciocolata. Să vreau să serviți. Mâncați și voi. Și că astăzi în București se anunță câteva cazuri de... Vă rog să serviți. Cafea nu ai băut? Ai băut cafea? Nu beau cafea. Mă uitam pe aici să văd ce mai e. Ce s-a mai schimbat. Băi, vreau să spun o chestie. Am adus o chestie de genul ăsta și nu știu cum se înfiletează. Ma. E un fel de... Am trecut pe la muzica și am... Vezi și de curățat se bage înăuntru. Mm. Și nu știu exact... Păi, are găuri. Are găuri. Încă am cântat prima oară la unde stăm. Fratele meu, când a fost în armată, au făcut ei la finalul stagiului militar o piesă pe care au pus-o în boxele de la unitatea militară. Mișto? Și fratele meu a făcut un schimb de instrumente. El i-a dat ceva unui prieten din armată și el i-a dat un block flute exact ca asta, dar alb, pe care încă l-am acasă. De când? 20 de ani de când a tenat, fratele meu. 30! 30. 30? Păi fratele meu are aproape 50. Frate, tu are 50 de ani? Dan are 50 de ani? Să intre Dan! Să intre! Prin picior de plai. Yeah. Mioriță, laie. Laie. Și acum apare bucălaie. Laie, bucălaie. Bam! Deci ăsta e perfect pentru muguri de fluier. Exact. Deci, practic, tu trebuie să le acoperi toate găurile. Cam așa e în viață. Așa? Trebuie
că e mare do major. Vezi, dacă nu mai ești obișnuit cu găurile, nu mai știu să pui degetele. Am o rugăminte. Așa. Așa. Am mai luat o chestie de genul ăsta. Asta e de aia de pus pe picior, fii atent. Cum să depus? Nu, e depus pe... Cum să nu? Asta e depus... de aia pentru One Man Orchestra, să cânt, că eu mai cânt în Cismigiu. Tu mai cânti în Cismigiu? Da, mă. Asta e zis plugușor. E în loc de fus. Vine Crăciunul. De fus, mulțumesc frumos. Să fac un ban, serios. Sau așa. Da, am văzut la profesioniști pusă pe picior. Și iau două pompițe aici din când în când nu mai ating. Ce mai e? Asta am luat-o special pentru tine, pentru că știam că vii. Nu mi le dai doar de dragul filmării. Nu, astea l-am special pentru tine l-am luat. Da, mulțumesc. Pentru că am un, să zic așa, un climax. Dar îți arăt imediat climaxul. Mai spune-mi. Deci, da? Ok. Deci asta este, aia mare e pentru mine. Și aia mică e pentru tine. Vrei și tu o chitară? Am vrut să o aduc și am uitat. Mi-am luat ieri. Ce? Un Gibson SG-200. Păi știi ce? Mamă, cum sună. Am mai spânzura niște bani. Ăsta l-am luat. Așa? Că cine știe ce se poate întâmpla. Mallets. Nu? Mallets. Da, niște malete foarte drăguțe. Malete. Ai lăsat prețul pe el. Da, am lăsat prețul. Că așa să-ți dau banii la final. Da. Ăsta l-am luat. Ăstea sunt mai, malete mai mici. Păi tu în ce dai? Bold ăsta. Dar... dai cu ceva. Uite. Cu astea. Bravo. Păi n-au și ele un sens? Cam și una, ca să dau sens. Păi da, dau sens, dar tu nu te grăbești pentru că... incantația nu vine rapid. Ok. Ok. Unde-i, mă, cuvinte? Unde-i? Na! Lipsește! Și acum apare cineva. Din îndepărtata Thailandă. Ce aș merge mâine, aș merge. Mă duci? Da. Vrei să stai la o săptămână locul meu la Neața? Ce părere ai? Știi care e problema mea cea mai mare? Trezitul, nu? Nu, nu. Nici adormitul e... Numai că atunci când eu încerc să fiu coordonatorul, un fel de... știi? Așa. Obișnuința mea, de exemplu, de a coordona și de a conduce, nu se potrivește cu... Cu cine? Adică cu Dani două... e plecat. Unde e plecat? Se filmează Power Couple, da. Și am rămas eu cu Răzvan și Bucălaie e plecat. Și el filmează Power Couple și am rămas eu cu Cuza. S-ar face un loc. E un loc. Un loc e un loc generos. Și chiar de la 8 poți să te duci. Fetele? Ce fac? Ramona doar. Care fete? Nu avem mai multe. Ramona. O fată. Scuzați-mi expresia. Atât. Este, din când în când la Neața, este un fel de cockfest. Atât. Mulți băieți. În weekend e mai... Și apropo de ce e la Neața? Wow! Wow! Oh, wow! Bun. Bun. Gata, om. Cadouri de la domnul Brânci. Așa? Și o chestie. Ia. Copii, ajutați-mă la faza asta. Ia. Mă, de asta n-am mai văzut. Așa ceva și este un fel de așa și ții ritmul cu el. Te rog frumos să încerci. Dar fie ce mișto e, n-am văzut niciodată chestia asta. Bă, ești nebun? Și cântă cineva la așa ceva? Da, dar e un ritm pe care poți să-l dai din mâini dacă faci un ritm. Trebuie să aprofundăm. Sunt momentan la un alt instrument de ăsta dubios. Știți, africanii, alea de le înfiletează pe deget și cântă și pe partea asta și pe partea asta. Da, cu două chestii. Ritmuri, un fel de, un fel de, nu maracasuri, un fel da, de zi, castaniete, mai... Da, se leagă și au o ață Am văzut. Poți și din recul să faci un... Bă, greu. Super. E foarte, e o chestie. Da. De exemplu, am văzut zilele trecute când erați voi pe scenă, l-am văzut pe unul jonglând, știi? Acolo la Snagov. Și am zis, băi, cum? Tu știi să jonglezi? Nu. Îmi doresc în viața asta să învăț să fac de-aia cu trei, știu, cu două, poate cu orice fraier. Trei, frate. Cu trei și cu cub Rubik.
N-am făcut în viața mea un cub Rubik. Nu cred. Și eu consider despre mine că am un IQ peste mediu. Ai. Și mi-a demonstrat cubul că nu. Ba da, ai. Ba nu, dar sunt foarte prost. Nu, fii atent aici. Și nu poți să faci măcar o față. Nu există. Ba. Fii atent aici. Crede-mă. Sunt niște... Și e un algoritm. Nu un algoritm, sunt niște... Deci, ca la geometrie, ca la fizică. Da, că faci o mișcare la stânga, doi la dreapta, aia... Și s-a făcut un rând. Sunt atât de prost încât nu poți să faci nici cu aia. Dar n-ai făcut niciodată aia. Da, n-am făcut. Rubik am făcut odată și am zis până aici, nu știu, mă uitam la pe geam. Nu vine Nobelul pentru mine? Și jonglerie nici aia nu ești. În schimb, am apucat de saxofon. Groaznic. Este atât de greu. Că alea cu cor sunt simple, dacă știi una, poți să le înveți ușor, bătaie. Dar la saxofon, că e fix pe dos, e ca la flâr. Cu cât apeși mai multe, cu atât coboară sunetul. Și eu s-o obișnuit, cu cât apăs mai mult, să urce sunetul, nu? Dar știi că l-am întrebat, uite ce chestie mișto, clarinet. Da, da, da. Claranet. Dar e mai ușor, nu, e mai greu. Decât? E mai bine să treci de la clarinet la saxofon, azi decât de la sax. Nu? Ce că e mai complicat dincolo. Ambușura, cred că e aceeași. Pe toate le bagi în gură, dar e foarte, foarte... Unele mai adânc, unele mai la suprafață, cum ți-e ange. Ăstea le știi... și ăsta îl știi. Știi câinii aia care apasă butoanele, nu? Da. Așa mi-ai făcut și mie, să nu mai vorbesc, să zic doar yes. Yes. Ăsta îl știi. Știu. Îl știi. Da, de... Când folosiți instrumentul ăsta? La ce foloseam? La ce foloseam ăsta? Perfect. Nu, la ce? Trăiesc în bed, da, adevărat, fie acolo! Da, fie acolo! Da, vreau acum să trăiască berea în care ne-am Se cântă la tine aici? Avem voie să cântăm? Scuze, n-am mai fost. Helciug, da? Helciug. A fost? A făcut mai mult decât... și am aflat cu ocazia asta, pentru că asta e partea cea mai mișto la podcast, am aflat despre el câteva povești inimaginabile. L-am văzut în nu musical, cântă cu orchestra cu OSB-ul, așa. Fac ei Vivaldi Rocks și cântă și niște Queen, tribute Queen. El e specialist și... în Queen. Yes. Cine mai e specialist în Queen? Atât. Bine, și eu, dar nu m-a întrebat nimeni. Da, mă, te-ai specialist de mic. Sunt fan, Freddy. Yes. Zi, că am citit intro la păhol acolo. Nu, stai așa. Nu sunt de acord cu paragraful 2, dar în fin. A fost un copil cu minte, scrie acolo. Știi tu că am fost un copil cu minte. Spații goale, tu aici avem, nu avem, pentru că Florin le ocupă din sistem. N-am mâncat nimic. Oare ce putem să-i dăm? Vreau să mănânc! Mi-a adus de băut tequila la ora asta? Vreau să mănânc! Rom românesc? Dacă îl beau pe ăsta, în patru lame plec de aici până la casă. Nu mă duc acasă, mă duc la repetiții. La mulți ani! Bine venit. Țuică cu pepene? Păi, repet pe WC-ul, a ține bunit? Băine cu țuică cu pepene? Mamă, e țuică asta. Horia, tu bei? Nu, dar, băi, de unde ați avut ideea asta? Eu nu scriu desfășurător chestia asta. Păi hai că-l dăm, dă-l. Hai, dăm, hai, ne facem de râs, hai să treci la mulți ani. La mulți ani, copii. Singuri, băieți. Du-te, bă, chiar bea. Șapte prune, șocutuie! Nu spun versul următor. Dar Florin strâmbă din nas și iată brânză cu pâine și cu... Deci eu nu mănânc brânză. Pe bine a rămas? Și eu... Da, o să mănânc, azi, că mi-e foame. Nu, stai puțin. Nu mănânc brânză. Stai puțin, mi s-a atras atenția din culise... Că tu ești fan brânză. Pepene, pepene cu brânză. Nu, pepene cu pâine.
Nu înțeleg pepenele cu brânză, nu știu. Mănânci pepene cu brânză? Nu, da, dar nu mănânc pepene cu pâine. Nu mănânci pepene cu pâine? Nu înțeleg chestia asta. Ce-i rata viața? Păi cum adică? Băi! Dar cum se combină zama aia de la pepene cu coaja aia de pâine crocantă? De... Nu există multe pe lumea asta. Cum era, mă? Dar voi mâncați cozona cu icre? Mămăligă cu dulceață, bravo, bravo. Mie îmi place și cozonac cu ciorbă. Când simți perișoara se combină cu rahatul ăla din ciorbă, din, pardon, din pepene, din cozonac, ca mai și, de la țuică aia. Fetelor, vă notați, vă rog frumos. Cred că mi-ai pus ceva în țuică. Da, ți-am pus serul adevărului. Deci e pentru prima dată în viața mea când mănânc... Mănâncă o frate. Mănânc pepene. Nu poți crede că e prima oară când mănânci pepene cu pâine. Da. Pentru că când te duceai în piață și luai, nu luai și pepene și pâine? Niciodată. Și până acasă nu le combinai? Nu. Luam pepene și mai te... Nu-i bun? Fii atent, fii atent. Bă, Marius, fii atent, iartă-mă. Cum poți tu să cânți la pepene cu pâine la boemă? Cum să nu, la fix? Eu mă cânt o piesă de la Pepe. La Pepe. Zi. Nu fi hater, bă. Bun. Cine te combină mai bine ca mine decât mine, scuzați-mă, că să fim și corect. Ora de gramatică cu Florin Istea. Bun. O să încerc brânza asta, chiar dacă este, nu-mi place deloc. E preferata mea sau e preferata lui? Știi că la mine în cazul e o dispută. Cum? De ce? Asta nu-i brânza mea preferată. Nu. El mănâncă de oaie. Nu. Așa, cineva mănâncă de porc. E telemea. Așa, deci se mănâncă diferit la tine în casă. Nu, la mine se mănâncă brânza aia telemea. Telemea e preferata mea. Este soft, nu e dură, nu este o acreală deosebită, nu te lovește cu o sărățime. Bă, Marius, ce e asta? Foarte bine, foarte bine, îmi place. Ce sunt ilustrațiile astea de sună? Păi cum îți place ție brânză? Soft. Și acum se deschide ușa surprizelor și te apare o brânză mare, cu mâine, așa. Bă, ca în reclama aia cu Dita mai cașcavalul. Și la mine în casă se mănâncă separat, se mânca la noi. Era mama, băi, tata, băi, eu, frate. Eu vreau, spune-mi. Eu vreau într-o bună zi să-l cunosc pe frate tu. Nu l-ai cunoscut niciodată? Niciodată nu l-am cunoscut. Băia mișto. Băi, nu, mi-am dat seama. Așa. Știi de ce? Asia. Și la Asia mi-am dat seama, dar mi-am dat seama în mai multe rânduri. De ce? Pentru că sticla are o caracteristică formidabilă. Oricât ai vrea tu să te ascunzi, oricât ai vrea tu să lasă că-i minte-o pe ăștia și îți dai chipurile cu smac pe față, sticla... Se duce smacul în două zile. Eu nu mai... Sfatul meu? Fără smac. Fără smac. Stop smac! Bravo! Make smac great again! Smack that on the floor, smack that on Hector. Da, frate, chiar e un om mișto. E cel mai tare frate pe care l-am. Că e singurul. Deci e parol. Dan este... Și e super... Că toată lumea zice că l-a văzut în Asia acolo și îl mai cunoșteau oamenii. Că mai cânta cu el, am adus... Dar acolo l-a văzut lumea exact pe TV cum e. Că nu poți să minți. Minți o zi, două, la început, ai grijă ce vorbești. Dar după aia și el este cel mai sincer și... Ro. Cum zice în română? Ro. Ro. Crud, natural. Da, crud, dar... Natural. Da, natural. Da. Fain, am un frate fain, nu l-am ales, dar... Bravo, bravo. Iar eu cred că... Și frate tu e fain. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Și tu ești fain, da. Da, mă, așa am pățit și eu. De ce? Totdeauna frații sunt mai mișto decât cine? Decât ăia mici. Ești la mic? Eu sunt de la mare, cu un an. Mici? Ai zis mici? Mici? Mamă, mici. Deci, doamnelor și domnilor, situația se complică, nici n-am deschis. Mama mia. Doamne. Azi, e foame. Mama mia. Păi, Horia, am o problemă. Zi. Mama mia. Zi. Mama mia. Mai jucați Mama mia? Mai faceți Acum Mama mia? Acum în decembrie. E română, nu? E română. Mă deranjează teribil treaba asta. Zi. Am și eu pe 13 acum concert cu Disney. Ok. Și am cântat unul la Timișoara, așa, am cântat în engleză, așa. Și acum au zis el la Disney că trebuie, pentru că e în țara noastră, să-l cântăm în român. Dar știi de ce? De ce? Pentru că cei mici din față trebuie să înțeleagă... Îl știu română? E la TV română? Nu, cei mici, spectatorii okay, mici. Ok, înțeleg. Trebuie să... Unii dintre ei nu, poate nu știu engleză, cu toate că în modul de față un copil de 2 ani de zile ar ști engleză. Și așa am învățat engleză. Din... Singura melodie pe care o cântăm în engleză sunt două, de fapt, pentru că este final de an, o să se întâmple Waterloo,
Waterloo, așa. Da, 1815, Waterloo. Wellington, Napoleon, așa vă spun eu mai mult. Așa. Și dincolo de asta, Happy New Year, pentru că este... Pentru că ar suna chiar dubios. La mulți ani, la mulți ani. Dar mi se pare că își pierd un pic din șfunc. Uite, uite, păi uite-te așa. Ia. Yeah. Duetul Gloredana. Cât îmi e de dor... De așa vară, soare zâmbitor, lângă Turefel, noi doi și un cățel, acea vară, poze fel de fel. Ce piesă e? Bună, nici nu dau seama ce piesă e. Nu că ar fi ceva rău. Au, lasa-mă, na-na-na-na-na. Ok. Dar să-l vezi pe Cornel Ilie, cum cântă și să-l vezi pe, să vezi pe Nouri cum cântă. Cum... Și Nouri cum cântă Take a chance on mine, da-da-da-da, baby take me, take a chance on me. Și îmi pare și greu după ce ai ascultat toată viața în engleză, că au un sens, că lumea zice, a, bă, ce e așa greu să cânti în română? Păi nu. N-are e... același sens. Matrița muzical. Muzicală, vorbe, chestie, mi-e în urechea ta. Da, și se ia după silaba din engleză și tu când pui, eu cânt acum... o piesă din Encanto sau nu știu, ceva de-astea noi, de n-am da, 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 da. Și sunt cuvinte ca hău, căpcăun, de cântat, sunt foarte greu de cântat astea și sună un căpcăun în hăul nu știu care. Mă, da, 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 da. Tu cânti aia cu... Mere neamă, neamă, oră la România, nu? Da, ba da, ba da! Asta o cânti tu? Nu cred! E meme un poco loco, no, un poco de vito loco, da, da, da. Și acum trebuie să o traduc. Eu zic, nu traduc eu. Și mă faci un pic nebun, un pochititito, ne... cum traduci un pochititito loco? Că nici nu, un puțin nico loco, nu merge. Da, na. Dar știu că ai mei, că ăștia mici, eu știu. Dar o știu în engleză. Dar o grămadă de desene, în afară de Lion King, eu nu mai știam nimic. De astea, noi, Encanto, Mulan... Scuze-mă, pe Lion King îl traduci? Ia zi. Nu știu cum se traduce prima parte aia, că e în... africană sau nu știu. Dragii mei, acum vă poftesc. Vine leu, atenție! Și euro se mărește! Iar chiar aia e super greu de cântat altfel, că e iconic, a cântat-o și cine o cântă? Phil Collins sau cine o cântă? Elton John. Elton John, așa. Da. Dar știi că asta a fost o chestie mișto cu Elton John. Au fost la aia pe care a făcut-o Phil Collins. Și Elton John cu copii în spate. E? La care copii? E, tati, tot mai bun e! Can't you feel the love tonight? Da, bă, bine. O cântă Liviu Teodorescu pe asta. Da, Liviu are o voce înaltă, plăcută. Yes, a fost cu Adi. Cu Adi am cântat cu Nor la ăsta, la Timișoara. Dar nu s-a calificat pentru București, nu știu de ce. E și foarte ocupat, Adi. Sunt fanul lui Adi, v-am zis. Sunt unul din cei mai mari fani Adi Nouri, eu. Da? De când am jucat în Phantom. Mi-am citat, mă scrie lumea, mi-am tatuat aici opera. Dacă mă vedeți cu un tatuaj pe care scrie Garnier, să știți că n-am luat bani de la șampon. M-a întrebat lumea, de ce te-ai tatuat cu dar, Garnier? Dar nu, eu nu știu de opera de Garnier, n-ar. Ce vrei, opera mă, din mă, băi, nu tatu lumea. Da. Bravo. Și acolo mi s-a părut, aveam momente când jucam cu Nouri, mă copleșea modul în care juca el, eu fiind... Eu am văzut atunci când... Atunci? Da. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Eu, dar, cam slab, dar... Nu, erai un fel de... Era prima oară pentru mine. Da. Și abia când m-am obișnuit, după 10 spectacole s-a oprit. Și ne-a trimis acasă. Și s-a făcut... Da, a fost mișto, a fost mișto. Cea mai tare experiență pentru mine. Da. Într-un mediu total nou, dar știi cum e când te duci prima oară la facultate sau undeva unde schimbi colectivul și... Ți-e teamă, te mai știe lumea. Mi-a fost teamă când am venit la facultate, la Cămin, am stat la Poli. Auzisem pe la televizor, orgiile din regie, petrecerile. Pff, am ajuns acolo nicio petrecere. Toată lumea cu minte, nimeni zic, mamă, să vezi ce fac ăștia mișto de mine, că eu sola o cântă pe aia. Nimic, super, toată lumea cu tine. La fel a fost și acolo, m-am dus între actori, eu care nu jucase musical niciodată, da, am avut noroc și un regizor mișto și a avut grijă de mine și m-a... Era unguri. Nu era unguri, era australian. Steven Barlow îl chema. Aha. Foarte mișto. Cea mai tare experiență. Verișor cu Gary Barlow. Cu Gary Barlow, da. Și acolo am văzut pe Adi desfășurându-se și aveam o scenă în care jucam și mă fura peisajul, mă treceam niște mult, zic, mamă. El acum face cu Ernest Fazekas, cel care traduce. A tradus toate astea și... Vreau să spun că eu l-am felicitat pentru Shrek. A tradus câteva chestii. Și la Phantom, bune adaptările. Că bune e greu adaptări. Să traduci. E bun. Și îi spuneam, băi, și iau la Radio România un... Da, 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 da. Un fel de... o întâlnire de o oră. Și a zis, bă, tu ești pe scenă nebun.
Ernest, care joacă în Shrek, Lordul, care are, de joacă în genunchi. Așa? Deci nu vreau să spun. Și cântă în genunchi mult, mult. Gândiți-vă să cântați arii întregi în genunchi. Plin de viață și la podcast. Nu, la podcastul. Vreau să văd nebunii. Adică eu ăsta care vreau să văd de nebunii, știi? Nu vreau să... Mișto, mișto, Audi. Și din Galați. Ce-mi plac astea cu orașul. Ești gălățean, dar al meu, de aici talentat. Bine, toți suntem talentați după Adrian Enache. Ce? Dăm tușul ăla, bă, de care dăm... Ba, sus. Asta-i tuș? Dați-i microfon lui Sergiu, că i-am văzut silueta în ușa aia de acolo când am intrat. Dați-i microfon lui Sergiu. Ce n-ai, bă? Scuze-mă. Toți soliștii vor să fie toboșari, știi? Și invers. Ce? Chiar și la noi. Mi-am luat un premier. Mi-am luat un collectors. Vorbim. Măsa. Măsa. Bine. Și da, în loc să-mi iau casă, că eu vreau să-mi iau casă, mi iau scule. Ah, mi-a luat mixer. 35.000 de euro. Și gitară. Și gitară. Digital. Nu, analog. Băi, mai sunt. Mai sunt. Sunt pe nou eu. Ce firmă? Un Digico Quantum. 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 Scump. Nejustificat. Face același lucru ca la dinainte, dar are becuri mai colorate. Dar știi că la toate musicalurile de pe West End și pe Broadway, mă duc înainte în sală și mă uit, ce mixer aveți. Digico de obicei. Dar știi cum sunt? Ah, cu beculețe, perfect. Ok, cu beculețe. Da, care beculețe a trecut. Oh, Doamne, verești. Ce, vrei să citești de pe foaia, te văd. Nu, e chestia că mă uitam din nou, mi-am adus aminte că suntem în acea zodie. Da. La 7 zile. La 2 zile distanță. 27 și 29 august. Mi-a dat matematica peste cap. Practic, nu cred că 2 zile ar face diferența și cred că ți-aș putea propune niște lucruri din prima, ca tu ajungând mâine pe mine la vârsta de 32-33 de ani, că acum ai 29. Mulțumesc. Practic să le știi. Adică nu trebuie să mai treci din... Numai. De ce să mai treci prin ele? Le-ai făcut tu. Și zic, bă, nu uite așa, știi? Bun. Să perfect. Faci un compendiu. Eco la coa. Așa, eco. Invitatul nostru crede că în Galați, dar despre Galați, zice așa, citez. Cel mai frumos lucru pe care îl are acest oraș sunt fix Dunărea și Faleza. Cam așa e. Și eu, dar am plecat. N-ai plecat, mă, că mai vrei. Îi se pare că orașele prin care trece o apă au altă stare. Au altă stare, dar nu Galați. Că ar putea să arate mai bine și să fie mai îngrijit, asta e altă poveste. Asta e altă poveste. Să nu vorbim de domn primar. Ce? Că iar iau bloc. M-a bloc. În Galați n-am luat bloc de la primărie. Sunt blocat la primăria sectorului 1, la primăria capitalei. Scuze-mă, cum ești blocat? Sunt blocat pe Facebook, nu mai pot să comentez. În 20, de când am plecat din Galați, odată am cântat la zilele Galațiului, până în 2018-17. Atât! Atât! În rest... De câte ori am cântat, mă? Da, bravo! Da, în Brașov ai cântat la fel de des? În Brașov ai cântat la fel de des? Nu. Nu-și prețuiesc, bă, valorile. Ce ziceai de pâine acum? Da, da, nu mic aș mânca. Și da, sunt blocat, dar tu ești sectorul 1 aici, nu? Sau ești sectorul 1? Acum sper că se schimbă primarul și din octombrie îmi scoate și mie blocul să mai comentez. La capitală sunt blocat de pe vremea doamnei Firea. Nu cred așa ceva. Ba da, ba da. Și eu nu vorbesc răutăți, eu doar pun niște întrebări ca un cetățean deținător de buletin Sergiu, de București. Da. Ia. Deblocați-l pe Ristei! Deblocați-l pe Ristei! Deblocați-l pe Ristei! Băi, mie mi-a plăcut când a făcut ăștia de la americani, și scenariștii americani, când au făcut AGA, MAGA, SATRA. Ce SATRA? Când au făcut scenariștii americani, picket, grevă, bă, tată, neobosiți! Neobosiți! Cântau mergeau în șir, cântau... Am fost în... Stai mă, că am fost acum. Când am fost în America. Ai fost în America? Ce bani ai... De ce? Ce ai făcut în America? Fii banii. Când am zburat cu elicopterul. Ai zburat cu elicopterul? Peste canion? Peste canion. Ce bani ai? Eu doar m-am uitat. Era Eu zbor doar cu satelitul. Dar băi, în jurul hotelului. Așa? Tra-la-la-la-la-la-la. Și ce manifestau? Ce voiau? Bă, au niște tobe care dacă dai în ele se aud 3 km, mă. Numai, deci efectiv ăia sunt specialiști în grevă. Ăsta e muștar de tecuci? Eu nu mănânc decât de la mine din județ. Vom cânta la tecuci foarte bine. O să cântăm așa, playlist-ul nostru. Da. Las-o să zboare. Aia e, na?
Tu zic că eu pot să mai mănânc? Te rog. Mulțumesc. A fost un copil cu minte care se juca în fața blocului fotbal. Da. Și care venea julit în genunchi în fiecare duminică seara. Vă arăt și acum coatele mele și genunchii sunt pline de, cum se cheamă, piele de aia de... Nu cred așa ceva. Toate coatele și toate... Patru am. Două. A fost și un copil căruia îi plăcea muzica și care cânta cu fratele său pe oriunde apuca. La 4 ani am o înregistrare, mă învăța fratele meu Ozzy Osbourne și cântam Mama, I'm coming home. Și acum am cazeta aia. Da, ce tare. Mă rog cu fratele. Nu prea a chiulit de la școală până în clasa 8-a. Că era mama profesoară. și era tot timpul curios să afle informații noi. Tâmpenii nu făcea. A început să facă, citez, în două etape. Una pe la 15-16 ani. La liceu, da. Și etapa care încă mai ține de pe la 27 de ani. La 27, da. Să-ți povestesc că în liceu cum a fost? Că în liceu nu mai era mama la aceeași școală cu mine, evident. M-am dus la liceu. Așa. A plecat și mama. Când am terminat eu generala, s-a gândit mama, a, hai că mă duc și eu de la generala, mă duc să predau la liceu. La ce liceu te duci? Zice, mă duc la LMK și zice, și eu la internat pe ăla, vin să predau acolo, zic. Lasă-o, Doamne, iartă-mă că nu mai e, du-te la altul, s-a dus la liceu. Dar tu erai altul când era în școală? N-am putut niciodată la școală să-i zic mamă. Nu puteam. Mama m-a învățat să delimitez asta, profesionalul de personal. Acasă era mama, dar nu m-a ajutat cu nimic, cu lecții, cu nimic, iar la școală era doamna profesoară. Și cum ceam la cancelarii, cum o mai chemam, pentru diverse. Puteți, vă rog, să o chemați pe... Doamna... Nu puteam să zic. Nu puteam să zic pe gură nici mama, nici doamna profesoară. Că era pe... Vrei să o chem pe maică? Da. Și la școală la fel. La școală, nu cred așa ceva. În clasă... Nu cred așa ceva. Că cine are părinte, profesor, știe că ceilalți colegi te privesc un pic absolut. Altfel. Cred că te favorizează. Da, da, da. Corect. Și fix pe dos. Frate, eu am fost mai așa, la mama am trecut mai bine, dar fratele meu, la fel, elevul lui mama, prima notă la fratele meu a fost 4. Că fratele meu a crezut că aia, mama, Delilah, n-ai vocabular? Ia-te și la loc 4. Jean! Și pe mine m-a făcut de râs. Mamă, o să povestesc asta toată viața. M-a făcut de râs în fața clasei, nu doar cred. Ca să dea un exemplu. Că eram fiusul. Și m-a scos la școală, la tablă. Eu într-a șasea, am mai povestit asta de milion de ori, într-a șasea știam franceză de nivel de facultate anul 4. Pentru că mama făcea pregătiri cu ăștia pentru facultate, pentru admitere, pentru licență. Și eu stăteam cu ei, că îmi plăcea. Și rezolvam mult mai repede decât ei. Aveam și ureche muzicală, prindeam tot. Și m-a scos la tablă la șasea. De asemenea, la șasea era al patrulea an de franceză la școală. Știam de... fără aer. Și m-a pus să scriu pe tablă chescăse. Și chesc că se scrie Q, S, cue, cue. Apostrofe, S, T, liniuță, C, E. Și eu din grabă am pus Q, liniuță, S, T, apostrof, C, E. Greșeală de tipografie. Și mama nu scotea un cuvânt în română, în clasă. Vorbea numai în franceză, când intra până la final. Și atunci s-a uitat... Spartan, aș putea spune. Da, și a zis, așa se scrie. În română? În română. Ah. Și m-am uitat la tablă, am înțepenit instant, m-a trecut apele, am început să plâng din prima. Doamne, ferește, mă! Și eu zic, da, mi-ai uitat, da, așa se scrie. Și știi, când ai făcut-o din rapiditate, nu-ți dai seama ce ai greșit. Ești convins că e corect. Și eu zic, da. Și el zice, cu cine ai făcut-o franceza până acum 5 ani? S-a terminat, gata. Jean, am început să plâng și mi-a zis la loc. 7. E un compozitor, Eduard Lalo. 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 Și am ajuns acasă plângând, m-am atenat orele, am ajuns acasă plângând, am bătut la ușă și plângeam pe drum, că mi-am amintit trauma. Trauma, fac și eu ca ăștia mici, acum m-au traumatizat. Și am ajuns acasă, am plâns, i-am zis, să nu mai faci, mă faci de râs în față. Și mama s-a uitat așa și a zis, când o să știi tot, o să ai 10. Deci așa e treaba. Trebuie să scot întrebările cu maică ta. Vreau să întreb cu mai multe despre maică ta. M-a ajutat mult la când am venit la București, cu trupa și cu delimitatul ăsta de prietenia de profesie. Că ok, ne porcăim la sala de repetiții, ne înjurăm, știi cum e, te borgolie. Când ai închis ușa și treci pe partea la bere, se schimbă treaba. Da, mulțumesc. Apă plată la toată lumea, așa. Aș mai bea. Cu premiul de la X Factor, câștigat acum 11 ani, și-a achitat creditul pentru apartament, da. A scăpat de datorii, iar restul banilor, da. I-a investit în echipamentele pentru muzică. Da. Unii, un euro a mai rămas și pentru mixerul pe care și-l-a cumpărat. Am dat și impozit la stat, mult. Că premiile se impozitează altfel, știi cum se impozitează? Așa, și am reușit să-mi achit creditul casei, da. Că abia am făcut semn credit. Scuzați-mă că vorbesc cu gura plină. Finalement, mesdames et messieurs,
Bărbatul care a absolvit școala populară de arte în 2003 la secția Canto din Galați, oui, cel care a studiat informatică economică în cadrul Universității Române Americane. Pentru că n-a fost în stare să politehnică. Iar a trecut în Universitatea Politehnică de București și Colegiul Național Mihai Cogălnician din Galați. Oui. Dragii mei, de 3 ori, se spune română pentru că nu sună virima, de 3 ori, hei pentru Florin Ristea! Hei! Hei! Hey! Mi-a atras atenția un lucru. Te rog să-mi spui dacă ăsta era înainte să te julești. Ăla sunt eu. Killing Fashion since 87. Vezi că eram forță pe fashion. Fie că eram la bunici acasă. Am stat în Galați la 2 apartamente. La parter, eram noi într-o parte și bunici într-o parte. Aha. Și când am venit eu pe lume, pe fratele meu l-au dat la bunici ca să ne împărțim 3 cu 3, că erau apartamente micuțe, îți dai seama câte erau. Și asta este, mi se pare că în sfragerie la... Niciodată! Noi băieții, și am avut o nardă asta, așa? Nu, acum băieții din ziua de azi nu mai au deloc un pies. Exact, oui, un pies de ăsta, nu niciodată, mamă, cu bretele. Dar cu... vezi ce fashion eram, da? Știam să pozez de atunci, cracigoi frumos. Să mai schimbă lucrurile. Sau cum zicea judea asta, ça va pas changer le monde. Mă rog, dacă nu știți, nu e o problemă să știți toată muzica. Știm doar Champs-Élysées. Așadar. Oui. Nu, dar acum chiar m-ai făcut curios. Zi-mă tâmpenii pe care ai făcut-o la 15-16 ani. Când am scăpat din subjugarea de la școală, dintre a 8-a, așa, și am schimbat liceul, atunci s-a schimbat un pic și... Nu comportamentul meu, că am fost tot un băiat cu minte, dar mai făceam tâmpenii, că na, știm că nu-i jandarmul în școală și că e acasă, numai că avea o tehnică, chiuleam, și fii atent, și aveam program comun cu mama, știam când are ore, că nu era nicio prost. Știam când are ore și aveam programul cam la fel, numai că mama avea cam cu 2 mai puțin, că profesorii au mai puțin decât elevii, că așa e în viață. Și mai plecam de la anumite ore, că știam că mama nu e acasă și de obicei mă strângeam la mine. Mergeam la mine și plecam câte 10-15 de la școală. Hai la mine, până la cât? La 2 vine mama. La 2 vine mama. Bun. Bun. Numai că apărea mama inopinată acasă și ne găsea. Și avea o tehnică, bă, ce înseamnă părinții care au trecut prin toate astea. Ne găsea pe toți și nu ne întreba, dar voi ce faceți acasă? De ce ați venit? N-ați făcut vreo oră? Nu întreba așa. Ci se uita, nu zicea nimic, ne lasă în pace și ne prinde pe aceeași, cu câteva zile mai târziu, un pic în altă formulă, 2-3 care nu erau prima zi de chiul. Și intră mama în cameră și zice, bă, ce faceți acasă? Da, zic, n-am făcut română sau nu știu ce. Și întreabă pe aia pe care vede că nu au fost în ziua cealaltă de chiul și întreabă, ce ați făcut luni la română? Ora pe care am zis că noi n-am făcut-o. Și ăia doi senili, da, a fost fain, am fost, da. Păi cum, n-a stat până la 12 la școală? Că fiul meu era acasă cu alți colegi la ora 12. Nu, doamnă, că am făcut. Și așa ne prindeam mama tot timpul acasă. Polițistă, detectiv? Da, de ăsta, da, cu trese. Aș spune polițist adjectiv. A, da. Și asta se... Dar n-am făcut vreo de asta tâmpenie majoră. N-aveam timp. Că... N-aveai timp? N-aveam timp. Că mă juleam la fotbal, mai cântam și cam alea era timpul. Cântai solo? Păi aia cu Dan am început într-a 9. Corect, bravo. Într-a 8-a, într-a 7-a. Nu, mai devreme, corect. Într-a 7-a, da. La 12 ani. Da. Cântam, da. Deci, practic, eu voi fi văzut-o pe mama ta, așa, undeva la Neața, dar... Păi ai văzut-o atunci când am fost prima oară la tine în mall, la Neața. Da. Cu mama veneam, plecam mama în fiecare dimineață la sâmbătă cu mașina și ne întorceam duminică noapte acasă, ca să nu rate școala. Pentru că școala copii e importantă. Eu acum vreau să, încă o dată, mulțumim mamei tale, pentru că a observat încă de mic talentul tău muzical. Ea te-a însoțit peste tot, practic, la toate... Mama a cântat cu acordeonul, cu vioara, a vrut să cânte cu vocea. Bunica, mama mamei, a cântat muzică populară, a fost solista filarmonicii, cânta cu filarmonica. Și mama a avut-o de-asta neîmplinită. Știi pe vremea aia cum era, că ziceau să faci ceva, că cu muzica nu... Și acum zice același lucru lumea. Și atunci mama s-a făcut profesoară, dar ea a vrut să cânte. Mama cântă, are voce bună. Mai zic una acum, că am zis-o și lui Bitman. Mama, mai știi de nu SRL? Da, bineînțeles. Știi că ce mai cât a venit atunci? Tu atunci că erai în Marfar. Da, și eu cântam în fiecare duminică. Da, știu, mi-aduc, normal că mi-aduc. Și aveam un tasem în chirie în București și în fiecare duminică la Dănu SRL era sponsor cineva cu mobila și dădea... Care era cu mobila? Dalin sau ceva, așa? Nu mai știu. Așa? Și trebuia să suni, cântai ceva și câștigai ceva. Așa, nu cred că și-am pus-o pe mama. Și
I-am zis într-o zi, vezi că e o canapea forță, vreau să... Îmi trebuie acasă. N-aveam, era ruptă în... Bine, și acum scam la fel. Era ruptă în cur, dar acum am la mixer. Și zic, e o canapea albă de piele. Era și ruptă în cur cu mixer. Și zic, acum e canapeaua la studio, la... jucăm FIFA pe ea. Și a sunat mama în direct. Mamă, și când am auzit-o, m-am îndrășit și la față. Așa? Și a zis, sunt, nu știu, cu Monica din Galați. Mamă, zic, e mama, mâncați-a sufletul tău. Și a cântat Mociriță cu trifoi. Oh, da. Și bine, vezi, cântă bine mama, cântă bine. Și fratele meu, la fel. Și a câștigat canapeaua. Băi, iartă-mă, canapeaua din vieții. Tu eu? Să nu faci o melodie cu maică ta? Am cântat Te cunosc de undeva cu mama odată. Lasă asta. Astea, s-a... Nu sunt, nu plac, plac nepotismele astea. Nu e nepotism. Nu-mi place așa, nu-mi fie place. Fie de aici. Cânti cu maică, fie... cu frate. Bun, fie de aici, fie de aici. Nu, 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 n-ai dreptate. Nu, n-ai dreptate. Când cu fratele meu la n-ai dreptate, corect, dar n-ai dreptate. Nu. Deci fii atent. Eu am făcut-o acum 9 ani, când făceam 100 de ani de Sinatra. Zic, hai mă copii să facem chestia asta. Sinatra cu fiică sa. Hai să fac și eu. Cine are voce la mine? Maria. Uite, mă, Maria, și-am cântat cu Maria. I know I stand the line until you think exact you have the time to spend it. Mm-hmm. Hey. Dar am filmat-o cu copii. Da. Și cu ea. Și acum de fiecare dată când e plecată și în lume. Și imagine. Și stau așa frumos, da, pac. Asta e pentru sufletul tău. Adică să nu care cumva mixerul pentru ce l-a luat. Pentru, nu, pentru tot sufletul tău, pentru că dorința ta intrinsecă de artist și de om de sunet e să scot un sunet cât mai frumos, cât mai bun. Deci ăsta e primul pas pe care trebuie să-l faci. Mă voi gândi. Te susțin. Bine. Dacă vrei, îți dau canapea, un scaun. Poate mai, dacă mai sunt emisiuni de astea, să-mi spuneți, să mai câștig treburi. Hai să stabilim. Asta, prima dragoste cu Vioara. A fost un pic de dragoste forțat acolo, ca să fiu sincer. Cum cheam pe profesor Ruhă? Pe doamna Rucker. 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 Profesoară cu origini germane, care m-a făcut să iubesc Vioara. Am mai avut un profesor înainte. Nu mai știu exact cum îl chema. Nu-mi plăcea, mie dacă nu-mi place cum predai și nu te atrage... Esențială chestia asta, da, cu profesorul. Și dacă nu empatizezi cu el, o să faci doar de gura lui și o să se vadă că nu evoluezi. Și mama s-a prins, na, și fiind și profesor, îi miroase mama. Și după aia am găsit doamna Rucher, care era la fel de... exigentă. Da, dar altfel comportament. Parcă simțeam și eu recompensă de fiecare dată când mă lăuda... Probabil fără motiv, că adică doar delfinii de la delfinariu să primească un... să primim, că la să primim și noi. Și bravo, nu e rău, măi, Florină. Și, și doamna Rucher, cred că i-a zis mamei, bă, băiatul ăsta are ureche, să-l pune să cânte. Și mama zice, doamne, lăsați-l în pace, că cu instrumentul, cu vocea, nu. Nu cred că începusem să cânt cu vocea. Nu, dar ne fiind bine definit, atunci cred că nu e în serios. Și aici, la un moment dat, vedeți că are ureche foarte bună, să încestați și cu vocea. Și de acolo a plecat. Dar până la 12 ani am făcut, 6 ani. Că nu mi-a plăcut. Făceam gâlmă de aia la gât, lasă. Gâlmă la gât? Faci gâlmă de aia, violoniștii au gâlmă la gât. Ia vine un coa. Hai, Marius, n-ai. Păi n-ai studiat destul de... Ia vine un coa, ia. Nu mai cântă de mult. Fie de aici. Ia faci. Fie de aici. Vino. Vino. Mai puneam Batista. Vino, fie de aici. Deci asta e figura lui, da? Da. Calm. Ok. Și fii atent. Așa. Uită-te în față, nu te mișca. Și fii atent cum se transformă. Au! Și fii acum când încep să cânte. Cântă ce vrei tu, fii de aici. Uite față. Bine, Marius, cântă bine față de mine, eu sunt bocciu. Bă, lasă bocciu. Ia uzi. Uite. Uite-te! Ai înțeles? Să prinde absurd! Știi când am... n-ai aplauze. Dă-mi coace. Ba da. Și eu știu să cânt. Ia. Unde gâlmă, mă? Ce gâlmă, mă, băi? Tu cu cârnăciorii nu poți să cânti la Vioară. Ia dă-mi un pic să văd dacă poți să cânti. Ia vezi tu! Ia să văd. Ma. Deci să știți că eu păcălesc, eu în cântare mai cânt o singură piesă, cânt Fairy Tale, dar fac playback. Băi, ce declarație frumoasă ai băgat! Se prinde toată lumea. Ce vorbești, bă? Doamna Aristei, doamna profesor, e talentat băiatul. Eu zic să-l luați mai departe. Dacă știi Vioară... Are și pisicatul ăla de mână. Să atent, doamna profesor. O să înveți orice instrument. Iată-l pe Aristei cântând mai, cu Vioara din Galați, măi.
stânga o gamă, trei surcele. Hai că ne facem de căcat aici. Bravo, nu, e bun. La prima chestie... Eu vreau să... Eu pregătisem ceva de Stravinsky, dar acum nu nici contează. Nu știu, nici nu mai știu ce curzi are, măcar. Patru. Sol, re, la, mi? Sau mi, re, la, mi? Nu. Sol, re, la, mi? Da, mi-ul e cea mai subțire? Da. Noroc de ureche, că altfel eram păpustiu de mulți ani. Bun, deci ăsta este încă un instrument. Da. Aruncă ăsta la lemn. Continuă. Polilogia. Deci 2004 a fost Amici, Marfar, Fristei. Aici o să te oprești. La Fristei. Nu o să mai... Acum peste 10 ani, dacă te întreb... Să știi că m-am oprit la Fristei cumva, nu mai sunt. Acum activez sub numele meu. Pentru că când am plecat cu trupa, Fristei a fost formată din 6 băieți, care pe parcurs și-au mai schimbat un pic și acum în formula în care sunt acum sunt doar cu Alin Clăparu, care sunt de 12 ani. Restul fiecare. Șerban a plecat un pic până UK, a fost profesor de muzică, acum s-a întors acasă și a făcut școala de muzică. Cu Ilie și-a cântat, Ilie și acum cântă cu altcineva. Vladimir și Beni și Miță, basiștii, s-au despărțit, nu mai fac muzică. Deci fiecare s-a împărțit când am crescut și am rămas doar cu Alin și atunci... Nu mai zic Fristei, pentru că Fristei noi am fost acolo, o gașcă mișto, care s-a oprit la un moment dat. Alo? Bună ziua! E, bună ziua! La Credit Am? Ok. Aaaa, ieri am primit mesaj la Credit Am. Ce vreau să vă rog, nu mai este Fristei. Nu mai e. Deci este Florin Ristei și da. Verificați noastră, îl sunați și vedeți cine a cântat cu el atunci. Luați fiecare... Și zic că n-am făcut declarațiile alea. Și încă n-am făcut declarațiile. Și să ne... declarațiile lor și în el Credit Am și... Da, și vă iubește foarte mult, Florin, și vă dorește sărbători fericite. Da, cum? Da, să-i transmit Crăciun fericit. La da. Fel. Mulțumim. Un tort, aveți și un cacao. Și un cacao. Și aveți un ciocolată din Dubai? Ok, am înțeles, ok. Da, cu drag. La revedere, să rămână. În ce țară mai e posibil, ca să înțeleagă lumea, să trebuiască să declari tu de fiecare dată, de parcă digital n-ai putea să faci sau să faci chestia asta. Te declari tu, declară și ăla și dacă cumva ai greșit o literă, a, păi rămân banii la noi, că ai greșit, ai scris muci în loc de muc. Bă, ești nemul. Nici n-am mai declarat de 10 ani, cred, la Credit. Te rog frumos. Dar în fiecare an iau câte 30 de lei. Te rog frumos să scrii la Credit. Data viitoare la Credit, am te duci și zici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Băi, iartă-mă puțin, trebuie să-mi aduci aminte. În 2006 TVR, numai cu acordul minorilor. Ce e asta? A, o emisiune, da. Am prezentat-o. Să aminte. O emisiune de-a lui Titus Munteanu, pe care am prezentat-o și în care erau toți ăștia care sunt acum. Alina Eremia, Liviu Teodorescu, Ana Baniciu, cred că toți care au fost mai târziu în Lala Band. Cred și mai devreme în Tip Top Minute. Așa, da erau ai Titus și eu prezentam, da. Mamă, 2006? 2006. 2006. Pentru că cred tu... Cred că 2006 s-a difuzat, am trăiat în 2005, când 2006 deja venisem la București, eram primul student. 2006? Da, 2006. No, mai devreme. 2006. E mai devreme. Nu mă, băi. E mai devreme, crede-mă. Să-ți aduc aminte figura ta când cântai Dana? Păi era 2000 atunci. Atunci era 2000 și ei au trecut câțiva ani ca să te mai împlinești puțin. Cred că e eronată informația. Cred că e 2003 sau 2004. Pentru că în 2006 eram student, nu mai ardeam cu numai acordul minorilor. Ăstea probleme păi adevărate. am fost la o petrecere cu luni. KPMG. Ăia cu audit. Așa, așa. Și numai tineret. Născut când am făcut un recensământ, așa, toți născuți între 97 și 2003. Zi-mi ce poantă ai folosit. Ce asta e problema mea. Deci, practic, tu acum ești... Da, la tine gap-ul mai mare. Gap-ul mai mare, da. Eu sunt un pic mai pe nou, pic. Nu, zi poanta, zi. Hello, zi o poantă din timpul cântării. N-am de-astea predefinite, că eu nu-mi stabilesc textul în Zi-mă! Fac recensământ de ăsta, întreb întâi data de naștere, anii pentru toată lumea, după aia întreb dacă au venit singuri la cântare, întreb dacă vor să plece cu altcineva, dacă au tracker GPS pe ei, copii cam cum mai e la vârsta asta. Dacă au tracker GPS da, pe da, ei, ăștia adică... care sunt, mai sunt unii însurați, măritați, că în timp bilic știi cum e treaba. Asta e tracker GPS. Tracker, da. Da. Văd că ești interesat de chestia asta, interesant. Da, nu prea sunt. Să intre, dar nu să nu mai intre. Să nu mai intre nimeni. Dar după aceea... Să intre Popa! Să intre Marius Popa! Primarul sector! Mamă!
doamna Clotid să fie aici. Să intre primarul sectorului 2. Să-mi dați cu insecticid în cartier, că sunt țânțari și mă mănâncă țânțarii. Și nu faceți nimic. La care... Alo, da! A zis să-i mănânci și după ei. Bun. Din 2016, prezentator la... Ați uitat complet. Da? Fantastic show. Nu sunt mândru de acea emisiune. Sincer să fiu. Asta e una întrebări, dintre întrebările pe care ți le-am pregătit la final. Așa. Dar până la final vreau să-ți atrag atenția că la Prietenii 11, de la 11, cu cea de duminică, participat... Era de duminică. Ba da, Prietenii de la 11... Prietenii la 11 eram fiecare zi după neața, de la 11 la 1. Poate te mai uiți un pic la televizor. Da, nu știu cine ți-a scris. Cine se ocupă de research aici? Eu. A, se vede. Iartă-mă că zic, dar nu ești cine știe. Asta e Tinerețe. Deci, da, a participat în calitate de concurent la show-ul I Know You From Somewhere. Da. Sezoanele 5, 7, 8, 17 și... Stop deocamdată. Da. A câștigat sezonul 8 în 2015. Da. A câștigat alături de Ilona, cred. Ilizibil? Ilistribil? Așa. Ilona Brezoianu, nu știu ce v-am arătat. Sezonul 20 în 2020. Cred că e actriță. Bune? A văzut-o și cântând, da. Ilona, mi se pare, nu a știu. A cântat cu unul la sala Palatului, cum îl cheamă? Nu-i pronunța numele, neinteresant. Băi, nu mai dați drumul ăla! Noi captăm niște repetiții. A fost jurat. Da. La X Factor în 2020 și 2021. Pe pandemie m-a luat și pe mine. Pe pandemie. Da. Acolo unde a văzut-o și pe Ilona. Ilona asta. Unde ea făcea filmări, ții minte asta, la extra concurs, făcea mai ții minte? Stage, da. Extra. Bă, mie nu mi-a plăcut atunci Ilona. Nu? Să nu ne audă. Așa. Au, ne-a văzut. Eu acolo m-am prietenit cu ea. Super bine. Nu ne cunoșteam, deci... nu ne-am văzut niciodată, am clicuit din primul. Da, da, pe mine... Și de fiecare dată îl băgam seama pe Popa. Asta era o chestie clară. Și mie mi zicea Sorin. Ce fa Sorine? Așa. Și bineînțeles, ultima nebunie, singur la drum. Prezentare că este plecat Dani. Și lista asta... Așa prins și eu canapeaua aia bună. Și lista asta, dragii mei, continuă cu unul dintre visurile mele. Ai camera mea. Ca la televizor aici, să știi. Dar te filmează două pe tine acolo. Aici e planul prin planul, mediu și după cadrul de doi. Sorry, le-ai cumpărat sau le-ai închiriat? Fii sincer. Am primit o sponsorizare din partea fonduri europene. Ce bani. Și ce ați de la scump. Da, dar... Vezi ce vine acum. Dar visul lui, domnule și domnule, visul meu, de altfel, el l-a transformat în realitate. Nu îmi spune. But ce vreau să-ți arăt? Nu știu, păi nu știu. Vezi? Yeah. Eu am vrut de fiecare dată, pentru că am trecut prin mai multe etape și multe paliere ale prezentării, vreau să prezint acest moment. Florin a reușit. La vârsta lui de 31 de ani. Că încet, încet îți spun câte un an. Până la final facem 50. Perfect. 1 mai 2023, deci în urmă cu un an, iată-l pe-al meu, mâncați aș... Dacă mă întreb lumea ce faci la neața asta, fac eu la neața din când în când. A prezentat meteo. Da, peruca este a lui, este părul lui. Eu oricum, după te cunosc de undeva, sexualitatea mea este ușor incertă. Și iată că al meu Florin exact vorbește exact cum este pe foaia mea. Ai declarat că ți-ar plăcea să primești un rol de travesti într-un film. Da, chiar m-ar plăcea, da. Da? Nu mă ferez de... Cunosc gândurile tale. Așa. Atenție, se vede că experiența l-a marcat de la te cunosc de undeva, pentru că unde mai pui că, citez, maică mea m-a programat să fiu fată. Da, mă, ci că trebuia să fiu fată. Că mama a avut un băiat și a zis, mai lasă-i băiți, hai să facem și o fată. Și am ieșit eu. Și am întrebat doctorul, rămâne? Rămâne. Rămâne, el dă-mi cu oșă. Îi trage și o gaură în ureche și l-a rezolvat făgăciu. Bine ai venit, Florina, la... Îmi pare bine. Traiana îmi place mai mult. Traiana Sarmi. Aia. Bun. Pentru că, iată, am combinat aceste... Noi ne-am cunoscut prima dată, dincolo de aventurile noastre, dar cu 25 de ani, când eu eram un copil. Sunt 25 de ani. Horia, tu îți dai seama? Calmează-te. Știu? Pe 10 octombrie... Nu cred! 24 de ani de la Dan. Nu cred! 24 sunt. 10? 10 octombrie. Păi pe 7 octombrie intră emisiunea.
Azi este 7 octombrie. Na, în 3 zile, Dana va fi făcut 24. Bun așa cu Dana. Adică, nu știu, că nu mai știu cum arată, dar... Cine a dat... Îți dai seama dacă eu păstram toate scrisorile pe care le aveam atunci, că acum erau foarte toate bine, la fix. Foarte bine. Nu le-am păstrat. Mie mi le-au luat de la redacție. Păi au și murit dintre ele. Scuză-mă că zic. Și s-a mai prăpădit. Ce înseamnă tinerețea? Ce înseamnă asta? Nu, da. Eu conform piersic, nu vorbeam așa. La mine era în target. Era în target, 35-37. Mamă, cele mai nefericite. Cu probleme acasă, eu le rezolvam. 24 de ani de la piesa Dana, așa da? Stai, așa cu plet. Nu, apărți-le așa, nu, astea sunt așa, astea sunt. Nefertiti te fac astăzi. Mă scuz că am venit și nebărbirine aranjat, tuns-ne. Mai cresc N-am niște... N-am avut timp. Firele de păr cresc pe față. Mai luat prin surprindere. Și 10 ani... Dar tu stai, tu ai sponsorizat la Minel, cred că mi le-a luat toate de la Minel. Ți-au dat... Tu nu le-ai cumpărat pe astea, le-ai luat gratis. Dăm factura, să-i luăm factura. Și, nu îmi fac așa, și... Mă intrigă asta. Da, vă spun eu că e cu... Te spun eu, ăsta e latino, ăsta e un instrument latino clar. Îți arăt imediat, facem un rit pe el. Și vreau să vă spun că în urmă cu 10 ani, pentru că și existența mea se leagă de te cunosc de undeva, eram pe un scaun. Da. Cum ai fi nimerit un sezonul acolo? Nu știu. Eram pe un scaun. Da, jurat. Jurat, la te cunosc de undeva și în fața mea... Era al doilea sezon al meu acolo. Al doilea sezon al tău. Nu l-am câștigat, cred că din cauza că erai tu acolo. Că după aia au venit ai la ține apoi și l-am câștigat. Nu, n-am vrut să câștig. Era prea talentat. Nu. Dar știți de ce nu l-am talentat? Nu. Era un fel de Salieri pentru micul Mozart. Așa. Moga? Și... credeam că de Moga zici. Nu e nimic cu Mozart. Ba da, mă. Și al meu, că acum se leagă poveștile. Zic. El franceză. Așa? El franceză. Voce, nu știu ce, doamne și domnilor. În urmă cu 10 ani, dacă deschideați televizorul, el cânta asta. După mici, mă? După mici cântăm o operă? Deci fii atent aici. Fun fact! Faceți un jingle. Fun fact, după ce am cântat asta, la Te Cunosc, am fost Angela Gheorghiu. Da, și am reprodus Ce a fost Angela Gheorghiu? Ți arăt eu astea. Ai fost și tu? Deci asta era cu noi doi acum. Mama, ce tânăr erai. Ce bine arătai. Bă, gata. M-ai făcut. Nu, că arăți bine pentru 70. Pentru 70 arăți bine. Deci asta era amândoi, ce bine arăți. Cât ne-ai, Horia, apropo? Nu. Ești mai mare decât fratele meu? Da. Ești pe acolo, cred. 76? Cât ești? Mie poți să-mi spui ori Augustus, ori Matusalem. Una din două. Cât ești? 73. Și fii atent. În ziua în care el, acest om, decât tine, oricum, Florin, cânta Habanera, da, pentru că despre această piesă este vorba, da, din opera Carmen, de Bizet, îi scriu Angelei Gheorghiu. Așa. Fiind aici. No. Ce zici? Îți seamănă? Pe mail să văd ce e emisiunea, please, nu știu ce, cât de cât. Nu mi-aduc aminte să fi pus trandafir roșu. Poate și încă o chestie a fost așa, asta e genială. Ai găsit mesajele de atunci? Bineînțeles. Ce tare. Să-l văd cap în picioare, vreau să te vadă tot. E mai frumos ca mine. Asta, când Angela mi-a zis, bă, e mai frumos ca mine. Sărut mâna, o pup. I can show you the... Așa, și să nu aberăm, divagăm. Să zic fun fact înainte să cântăm. Când m-am dus la casting la Fantoma la operă, Steven Barlow, regizorul, tocmai montase Rigoletto cu Angela Gheorghiu. Și eu m-am dus să dau probă și mi-a zis cântă o arie, el crezând că eu am mai jucat ceva musical, nu. Și zic, habar n-am nicio arie, eu n-am mai jucat niciodată, cântăm ceva apropiat. Zic, cred că Queen se apropie cel mai tare de chestia asta. Ia, m-am cântat eu ceva Queen și după aia zic, dar am fost la concursul ăsta, Your Face Sounds Familiar, poate îl știi. Și zic că am făcut Angela Gheorghiu, dăm să văd, că acum am despărțit de ea săptămâna trecută în Australia, papuser. Și am arătat și a rămas impresionat. Nu mai cânt la fel ca atunci, să știi. Oricum, mama îmi zice de la Alan, cânt din ce în ce mai prost. Îmi zice, niciodată n-ai cântat ca 99 la karaoke ăla, îmi zice. Cântat-o la karaoke ăla atunci, n-am cântat Bon Jovi. În 99, pe acolo m-a văzut. Muraru, la Roton. Salut, Cătălin. Și acolo, de acolo am făcut amici. Păi da, mă, dar știi foarte bine că aveai acutele acu... Da, acu mai...
Stai așa, stai că începem. Peste 10 ani, Florin Ristei, în playlistul lui, când se va întâlni cu lumea la concert, face așa. Looking down a street all day. Am fost la preselecții la X Factor în țară. Așa. Am găsit câțiva băieți care cântau piesa aia. Straight Baritonel. Băi, dar super bine cu accentul ăla. Ce piesă e? Că nu știu. Da, la cu... Da, nu. Mamă, super bine. Rocking down and make it feel alright. Cheery state, o să vă make it through the night. Doamne și domnilor, gândiți-vă că eu am venit proaspăt jurat la Te Cunosc de undeva și a venit o fată frumoasă cu un trandafir la ureche cântând această piesă. Si tu demeures, prends garde à toi. Bam 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 bam. Et si je t'aime pas, si tu m'aimes pas, je t'aime. Bam 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 bam. Et si je t'aime, si je tue. Doamna Aristei, doamna Aristei. Doamna Gheorghiu, scuzați. Doamna, vă rog frumos. A cântat-o mai bine ca la... A cântat-o de 10 ori mai bine. Ce, și n-a fost niciun antares aici, pentru că n-am reglat, e aici, natural. S-a maturizat. Băi, s-a maturizat, mă. Cântam foarte prost, cu 10 ani. Acum, sunetul ia mult mai bine. Nu înțelegeam muzica cu ceva vreme. Adică o înțelegeam ca pe olimpiadă. Mă înțelegi? Probabil mă înțelegi. Până am crescut și mi-am dat seama că muzica e despre altceva. Despre ce despre muzica? Altceva. Despre feeling e muzica. Mai mult decât despre note corecte. Că le cânti corect e foarte bine. Dar eu doar le cântam corect. Și acum îți dai seama, cu această minte, ești și producător muzical. Nu mai zic. Am mâncat în fund. Te-am mâncat în fund, dragă Florin. Și acum puternic. Te scarpin foarte mult. Foarte adânc. Bă, tu nu mai ții de Mamațaev? Bineînțeles, chiar zile trecute l-am căutat. Nu cred așa! L-ai căutat sau l-ai sunat? Eu în fiecare an am momente de astea când stau pe internet și caut oameni pe care ne-am mai văzut de mult. Să văd ce mai fac, pe unde am mai ajuns, colegi. Și în fiecare mă uitam ce mai face Mamațaev? A avut o perioadă în care a cântat. Mai scotea câte o piesă, am mai văzut. S-a mutat, cred că înapoi, că el era din lângă Chișinău sau din Chișinău. Da, Chișinău. A fost prin America un pic, din ce își mi-aduc aminte. Știu că e cu fica lui Dragnea. Bă, nu, mai merge. Acesta puteți să de ce? Ai trecut așa la rapid? La X-Factor, a cunoscut-o pe fica lui Dragnea acolo. Pe hol la Crina Mardare, la nu. Școală. Băi, când îți zic că X-Factorul schimbă viața, tu nu mă crezi. Nu, dacă le întreb pe nouri și Vocea României schimbă viața. Corect. Da, pentru că, dragii mei, chers amis, chers telespectateurs, când eram tineri... Oui. Nu de mult. Nu de mult? Oui. Gândiți-vă că eu am avut o dublă porție de Florin Ristei. O dată ca Angela Gheorghiu și după aceea... Hai mă, ce mai dai? Băi, pian de aici. Eu am avut scandal, eu nu ți-am spus niciodată faza asta. După momentul ăsta, care va urma... După acordii doi căprui, nu? V-am zis să nu limităm pe ăsta. Cu Mamațaev, că am cântat-o cu Mamațaev. Ți-ai adus aminte. Doamne și domnilor. Ce penibil arăta. Și mă țineam de mână cu Mamațaev. Iată aceste imagini.
Mamă, iată aceste imagini, m-am uitat ca bou, m-am uitat televizorul ăla. Iată aceste imagini. Băi, da, da, e de nou. Trebuie să fii Mațaev? Nu, hai că sunt eu Mațaev. Nu, nu, măcar te rog. O dată în viață să fiu și eu Mațaev. Hai că era mai frumos decât mine. Băi, să știi că, da. Hai, te rog cu prostiile. Da. Băi, dar doar unul l-a câștigat în anul ăla. Da, și ăla n-a fost el. Ce? Iubeam și eu cândva doiocă prun. Bravo. Plângeam când nu-i vedeam de dorul lui. Dar ce păcat că ciochii lui mințeam, iar eu ca-ntotdeauna îi credeam. Mai exista o fată, ce-i plăcea, ce-i plăcea, pe care o credeam, prietena mea. Dar mai târziu am înțeles, de unde-i scos bota aia? Cânta, plângeam când îi vedeam împreună. Plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător, și nu știam că plâng de dorul lor. Plângeam când îi vedeam împreună și când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător, dar nu știam că plâng de dorul lor. O să o cânti peltic? Că Denisa era un pic peltic atunci. Dar astăzi cred că m-am îndrăgostit. Știi ce? Iartă-mă, Denisa, te pup. Nu te iartă. Nu e băiatul meu cu ochi căprui, acesta iar albaștri, albăstrui. Sper să nu mai existe o altă fată, să se întâmple iar ca altă dată. Dar eu mă voi gândi la ei mereu, doi ochi căprui ce i-am iubit doar eu. Plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător, și nu știam că plâng de dorul lor. Plângeam când îi vedeam împreună, ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător, și nu știam că plâng de dorul lor. Fetelor, vă pupăm! Vă sărutăm! Vă pupăm! Plângeam când îi vedeam împreună, plângeam când îi vedeam ținându-se de mână. Plângeam când îi vedeam întâmplător, și nu știam că plâng. Plângeam când îi vedeam. Bambi! 25 de ani de la piesa asta. Cred că a apărut în același timp cu Dana. Sau puțin mai târziu. Gândiți-vă că noi când eram mai tineri, da, nu așa tânăr, pe cum e Florin, noi știam de doi Bambi. Unul în desene animate, da, și... și surorile. Așa. Și surorile. Sister of Mercy! Deci ești pus pe cântat, să înțeleg. Pentru doi căprui de fiecare dată. Acum 3 săptămâni am cântat la mama mea la festival. Nu ar vezi unde să știți că nu s-a uitat nimeni la televizor. Și la aproape de sunet erau niște copii. Știi unde e scena? Da, da, era, da, scena și în stânga, acolo după gard, erau niște copii. Așa. Care m-au întrebat dacă poate să vină să fac o poză cu ei. Ok, fac o poză cu ei și întreb, dar zic, de unde mă știți? Că sunteți cam mici. Așa. Cum, podcastul ăla cu Speak? Și zic, ok, ok, fac poze, fac poze. Și unul îmi zice, dar mi-a plăcut cum ai cântat, ai putea să te apuci de cântat. Dar tu ai cântat la Speak? Nu, fac pod... A, eu eram Speak. Tu urmărești... Am un podcast cu Speak. Da, mă, dar e un podcast cu Speak în care vorbești... Păi asta zic, ei credeau că eu sunt un podcaster.
Și ei nu știau că eu cânt. Și după ce m-au auzit, mi-au zis: bravo, ai potențial, ai putea să te apuci de cântat. Alții pe Facebook îmi scriu, pe Instagram, scuzați. Nu, greșești. Alții îmi scriu să mă duc, sigur, la X-Factor să participi. Nu. Au fost răi, știau că tu cânti. Nu, sunt foarte mulți copii care nu știu că eu cânt. Sunt foarte mulți care se uită și la Neața și nu știu că eu cânt. Că la Neața cânt foarte rar. Nu știu, tu ai aceeași tragedie pe care l-am... Trebuie să facem o piesă, hai să facem tragedy. It doesn't mean it's a tragedy. Una dintre piesele cântate la Școala Populară de Arte. Că am făcut și eu niște auzi, studii. Auzi, de mișcai când erai la Școala Populară? Asta e unul dintre regretele mele. Te rezolvi, eu stam liniștit. Dai lecții, sus acolo unde stă Zeno. Știi că pe pisica ta o cheamă ca pe Dani? Pe Dani îl cheamă Daniel Zeno Oțil. Da, știu. Da. Dani a botezat-o. Nu. La mine, la maicunile pe care le-am crescut eu în casă, trebuie să le dai... Ai mai multe maicun? Cum? Ai mai multe maicun? Da. Și ala portocaliu pe care le postez portocaliu, tot? Portocaliu, okay. Dar l-am pe unul care a câștigat premiul acum. Ce frumos sunt. Care este cu toate culorile pământului. La Vocea României. Zoia o cheamă. Ok. Și e preferata mea pentru că e mai liniștit. E fată, ăsta e băiat. Dar acum și... Ce temperament au? Nu? Sunt pisica cuminți? Și temperamentul. Ok. Deci nu au un tip. Exemplarul și temperamentul. Deci s-ar putea, de exemplu, Andreea l-a scos afară. Culesă. Și a mers? A mers protestat? Culesă. Nu, okay. L-a dus la Praga, culesă. Și făcea poze culesă de la, acolo ești, unde am fost noi, la Praga. Ești acel tip de om. Nu. Cu ghiozdănel? Nu. Dar dacă vrei... Da. Nu. Dar dacă tu vrei atenție de la un animal, dă-i atenție ca să dea atenție. E clar. Nu. Hai, linge-mă. Nu mă lingi? Nu. Adică nu merge așa, știi? I know, sunt pisicar. Nu beau că-s cu mașină. E, pentru a noroc, pentru așa... Da, corect. Alb, Chardonnay, alb, bănuiesc fratul tău, albu. Domeniile sunt burești. Mulțumesc. Mulțumesc, ce domeniile sunt burești, stau la dispoziție. Și ăștia te sponsorizează? Da. Le mulțumim. Eu am stors ultima producție. La mulți ani. Noroc, la mulți ani, copii. Miroase chiar... Ai, cu o gura, cu... Că oricum până se dă, nu mai. Dragii mei, vă atrag atenția că zilele trecute, pe 1 octombrie, da. Unde credeți că a stat al meu Florin? Da, ați ghișit, stătea alături de Goran Bregovici. În deschidere. La Sala Palatului. Da. Nici eu nu știu ce am căutat, da. Adică nu știu că stilistic nu ne potrivim ca stil, dar... Ci că i s-a oferit o listă cu potențial și i-a plăcut. De Simion, care îl susține el a fost în fiecare an. Două, trei ori. Și după aceea e foarte important, pentru că de Simion s-a despărțit foarte greu și a zis: a, îmi place tema asta. Ce instincte feminine are. Știe habanera, fine, poate mamă, că da. S-a ridicat toată lumea în picioare când am cântat eu. Așa te vreau. Băi, ți-am zis că ești șmecher. Pregătiți-vă. Ce dracu. La gură n-au cam plecat la jumătatea concertului. Bă, eu cred că... Mai chide aliste! Goran, am plecat. Știi când l-am văzut niciodată live? E prima oară când o să-l văd live, așa, în față. Da? Da, n-am văzut niciodată. Am văzut cântări de lui pe net, dar... Da. Atât. Băi, eu am trecut în revistă în câteva chestii de ale tale și vreau să spun că anul ăsta ai cam exagerat. Cu? Acum ești într-o relaxare plăcută. Așa. Dar tu ai exagerat. Te cunosc de undeva... de ani, Neața, concertul de pe 8 martie pe care l-a lăsat la Palatului și, după cum spic, apropo de spic, da. Ai ajuns la spital. Da. Atunci, înainte de 8 martie. Cum se spune în franceză? L'hôpital. Exact. Hașmut, bravo. L'hôpital. La l'hôpital. Wait. La cerbul lopătar, l'hôpital. Am experimentat pentru prima oară ceea ce am crezut că este un mit, burnout. Epuizare, scria la mine pe diagnostic. Și am leșinat odată la o cântare. Cum ai leșinat? Am căzut din picioare. Nu cred așa ceva. Deci munceam atât de... Încă o fac, dar nu dormeam. Crezând că o să merg la nesfârșit corpul fără mâncat, fără dormit. Mergeam la Neața dimineață, repetam până târziu noapte, mai făceam treabă și acasă, mai editam ce mai făceam, dormeam 3-4 ore și asta se repeta în fiecare. Și nici nu mâncam. Și într-o zi, eu joia mai am un job. A, uitat și de jobul ăsta. Joia sunt basist la un club din capitală, cânt cu basul. Că
mă, am să tras când cu vocea, mai când și cu bas. Și când cu basul la karaoke, cu Vali. Care nu mai vine din când. Da, cu Vali, Vali, da, îi se rog, da. Și la karaoke am simțit de acasă, nu mă simțeam prea bine, dar m-am dus să cânt, că eu nu renunț la cântat așa simplu. Mi-am cumpărat și bas, apropo. Pentru karaoke. Dacă doriți să vă ia ceva, Aristei, aici. Și în timp ce cântam, am simțit că se pune o puclă neagră pe ochii. Am cerut un cuba libre, bineînțeles că atunci când te simți nasol. Ce bei atunci când simți că pământul fuge de sub picioare? Cuba libre! Un pic de alcool, am zis că poate îmi dă un boost așa, cola aia poate mă trezește. Și mi s-a făcut rău, rău, rău. M-am așezat pe cubul de bas, mi s-a negrit imaginea, nu puteam să mă... Cântam, surprinzător cântam. Nu puteam să mă concentrez la absolut nimic. Știi senzația, cu siguranță, înainte de leșina. Și mi s-a rupt filmul un pic și am chemat un prieten să mă ducă. M-a dus spre casă și în drum spre casă mi-am dat seama că mă simțeam... Eu nu sunt ipohondru, dar pentru că am fost sănătos toată viața. Nu știi cum când e... Când pățești ceva, zici că gata, acum gata, premiera, e ultima zi, da, la mine. Și în drum zic, nu, du-mă la spital, că zic, mă simt... Stare de anxietate aveam, când provocasem și un atac de panică singur. Și mă simțeam, deci simțeam că s-a sfârșit viața din mine. Mă, la spital, am făcut toată analiza, n-aveam nimic, evident, nu asimilam, mi-a schis epuizare, ba, ba, odihnă. Ok, s-a întâmplat asta joi, m-am simțit pe weekend, am avut cântări, luni dimineață la Neața, cum am intrat, primul lucru pe care mi l-a zis Nicolae sau Bradu, dar nu știu cine era, mi-a zis, ești verde la față. Când mi-a zis că ești verde la față, mi s-a făcut rău instant. Și am început un interviu cu o doamnă, nu mă aștept pe ce vorbea, și în timp ce vorbeam cu doamna am zis, mamă, leșin, sunt și indirect, să vezi cum cad din picioare acum. Și am apucat doar să zic, Dani, Dani, poți să vii puțin? Dani, mânca. Nu, nu, zic, ba da, te rog eu, vino, vino puțin. Ce s-a întâmplat? Venea cana și când s-a apropiat de mine și m-a văzut, eram în ultima, slăbisem, n-am făcut niciodată gras, dar aveam 67 de kg. Acum am 75, ca să înțelegi, slăbisem 7 kg. Eram pe final. Simțeam finalul aproape. Și mi s-a făcut roșu, de atunci am mai avut vreo două săptămâni în care m-a ținut aceeași stare. Și cum mi-am dat seama că e mai mult în capul meu decât fizic, a fost ceva fizic atunci, dar a trecut în câteva zile. M-am hidratat, am mâncat, am dormit, a trecut. Dar starea mi-a rămas. Și la fiecare cântare, mă gândeam spre final, dacă... întindeam o notă, ceva și mă durea un pic. Aul, mi se face rău. Aul. Și când ziceam mi se face rău, mi se făcea rău. 5 nopți la rând m-am dus la spital singur din casă cu mașina. În a șasea noapte m-am urcat în mașină, am terminat cântarea, m-a lăsat Dan acasă, mi-a zis, vrei să stau cu tine? Zic, nu, sunt bine. Făceam de obicei o baie și îmi reveneam. Mă puneam mâna pe cadă, mai scădea tensiunea, probabil. Și din cad așa am simțit, zic, gata, nu, crăp, acu crăp. Zic, mă duc la mașină, am și pe Grivița acolo, am spitalul aproape, mă știu oamenii. La 1 noaptea eu sunt singur acolo. Și în drum spre spital mă gândesc, zic, bă, sunt... conduc totuși, sunt lucid, zic, nu-s chiar așa bolnav, sau o fi doar în capul meu. Mi-am pus niște muzică de calmat, m-am condus, că îmi place să conduc, vreo oră și mi-a scăzut starea. Și zic, cred că e doar în capul meu. Și asta după ce îmi spusese un doctor deja, că să nu mă mai gândesc la asta, că de fiecare dată când mă gândesc la ea, exact. Și în vreo două săptămâni mi s-au dus stările. Am auzit de la alți oameni că au avut chestii de-astea care i-au ținut 6 luni, ani, de fiecare dată când se întâmpla. Și la Te Cunosc eram cu Ilona și în perioada aia orice chestie de asta de neliniște îmi trigăruia starea aia și mă lua o stare de panică și greu. Și de atunci am dat seama, haleală și somn indiferent unde ești. Bă, aș mai adăuga ceva la lista asta mica ta. Haleală, somn și... Tu ai numărul meu de telefon? Ok. Ok. Hai, hai să fiu imită, chiar răspund. Și prin astea. 8 martie. 8 martie. Sala Palatului, domnul de aici a intrat într-un club select. A fost fain. A fost un spectacol frumos. Ce invitație ai avut? Ilona și fratele meu, atât. Atât? Atât. Nu-mi plac concertul. Să intre Ilona! Dacă fratele meu... Am vrut să... S-a uitat Sergiu un pic. Ilona! Și ce-ai cântat cu fratele tu? Cu fratele meu am cântat un colaj de... Iar mă pune să cânt. Cu fratele meu am cântat... Am crezut că ai mai schimbat un pic. Facem altceva. Da, am schimbat formatul. Da. Cu fratele meu am cântat... Știi ce format am acum? Nu te cunosc de nicăieri. Am cântat cu el un colaj din... primele piese pe care m-a învățat el să le cânt. Ok. Ozzy Osbourne, de care ți-am zis, Mama, I'm Coming Home. Gone. Dead or Alive de la Bon Jovi. Și... Stai. Fratele meu, asta asculta. Fratele meu asculta glam rock. Glam rock, frumos. Stai puțin. I'm a cowboy.
Ia, ia. Da, 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 da. All it, the name has changed. Frate, mă cântă bine pe asta. Every day it seems we're wasting away. Another blade, another blade, where the faces are so cold. I draw all the night just to get back home, 'cause I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted, wanted, dead or alive. Hai, asta am cântat și la karaoke, la unde m-am văzut toată lumea. Că de acolo a plecat, de acolo am început și cu amicii și cu un karaoke la prima, unde am cântat Bon Jovi, Blaze of Glory și Always. După aceste piese senzaționale, pe așa, scena de la... More Than Words. Care? More Than Words am mai cântat cu fratele meu. De la aceste piese senzaționale, doamnelor și domnilor, formidabile de altfel, Dan, fratele lui Florin, alături de Florin, fratele lui Dan, și-a luat câmpii, au cântat această piesă. Ah, da, da, da. Fine. A, nu, 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 stimați, da, nu, stimați, nu m-am puțin, că au venit mesaje la redacție. No, no, nu m-a invitat pe mine, nu, nu, no, ce să fac el, ce să cânte? Sunt atât de egoist încât concertele vreau să le țin eu, iată, nu să cânte invitați cu iată, mine. Stimați, că doar nu toată ziua, bună ziua, cântă prin casă și la nu știu ce, știți, știți, e egoist de la de luni până duminică. Am și eu două ore, primele tele concerte la Sala Palatului au fost cu invitați? Trei invitați. Ai văzut? Adina Răducan, pe bravo, care a avut-o backing. Da. Ce voce frumoasă. Smiley. Da. Și? Și? Mihai Mărginanu. Mihai Mărginanu. Ok. În 2011. Ok. Adică... Oh. Bun. Băi, băi. Sunt cel care l-a descoperit pe Mihai Mărginanu. Practic, dacă stau bine să mă gândesc, tot eu l-am descoperit pe Smiley, pentru că prima lui apariție a fost făcută undeva la niște premii ale industriei, tot la... tot undeva pe la Antena 1, prin așa, 2001, tot cu Smiley. Deci, practic, tu ce te uiți în jurul tău? Ești nașul lor, mă. Păi, extraordinar. E de-aia nu mă inviți. Ești cum e Adrian Enache cu mine. Nu. Așa îmi zice tot timpul Adrian Enache. Băia, tu meu din Galați, eu l-am descoperit. Te pup, Adrian. Nu mai e, Galați nu mai are valoare. De când a plecat și Adrian și eu, s-a adus. Gol, gol! Asta e ca și gol, e gol! E gol, mă, gol! Da. Deci fii atent. Te rog. Am cântat piesa asta cu fratele meu, cu mama în sală. Nu e simplu. Eu nu sunt un om, eu nu sunt cel mai sentimentalist sau cel mai emotiv, nu emotiv, cel mai... Zi-mi un cuvânt ăsta, da, înțeles. Cel mai... Emotiv. Empatic, cel mai romantic. Da, e greu să-i cânti persoanei care ți-a dat viață și ție și lui fratul lângă tine. Lui fratul lângă tine. A fost frumos momentul ăsta. A fost fain. Am vrut să-ți culeg o floare, un minghiu cel frumos, dar până la urmă moare și nu e de folos. Am vrut să-ți culeg steluțe, să-ți fac un frumos colier, dar cine nu știe oare că în zori stelele pierd. Da, e ziua ta, amico, și-mi da, ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, că un dar mai frumos nu se putea. E ziua ta, mămico, și-un dar ți-am adus inima. Inima. Și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea. Come on! Vreau să-ți culeg din soare o rază să-ți prind în păr, dar tu strălucești mai tare de dragoste și dor. Am vrut să te sun mai des, să mai stăm, să povestim în
Însă știu că m-ai înțeles. Când n-am știut să mă exprim, dar e ziua ta, mămico, și-n dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, în dar mai frumos nu se putea. Nu se putea. E ziua ta, mămico, și-n dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, că un dar mai frumos nu se putea. Și-n dar ți-am adus inima. Și crede-mă, mămico, un dar mai frumos nu se putea. E ziua ta, mămico, și dacă aș putea, ți-aș da și ani din anii mei, ți-aș da un pic din viața mea. E ziua ta, mămico, și-aș vrea să-ți mulțumesc. Și crede-mă, mămico, te iubesc. Hey! Și e prima oară când i-am dedicat mamei o piesă la vreo cântare vreodată. Și bravo, mama! Bravo, mama! Auzi, maică, dar fii atent aici. Mulțumesc băieților că au scos varianta noastră. Da, mi-a plăcut și mie asta. Fie de aici și la care mai exact vorbim, zis, a meritat. Mai bine. A meritat să-i dau patru ăla. Patru. Nu, eu n-am luat. Frate mi-a luat. Eu am luat 7, cea mai mică notă la mamă. Eu am fost mai ok. La mai mic e mai... Nu, dar te și văd așa. Eu. Stai acolo. Stai acolo. Da, așa, corect, mămico. Da. Bă, o chestie care mi-a sărit în ochi, am fugit pe internet la o declarație de-a ta în care a zis că cum ai structurat tu concertele, sala Palatului și după ea nu mai trebuie să faci altceva, nu tot sala Palatului. Adică cum ți-ai pus tu în plan chestiile astea? Nu prea îmi fac planuri. Nu fac planuri pe termen lung. Adică dacă vreau să fac un proiect acum, îl fac acum, îl fac 6 luni, după aia văd ce se mai întâmplă. Nu-mi fac planuri că niciodată nu se prea potrivesc. Am o idee așa cam ce aș vrea. Aș vrea la anul să, dacă nu sala Palatului, că mi-a luat-o cineva pe 8 martie, cumva ai luat-o tu? Nu-mi permite. N-ai luat-o și martie. Chiar dacă aș fi luat-o eu, ți-aș fi dat-o ție. Ok. Încerc 2 zile la anul la sala Palatului, că pozi nu prea scos pârleala. Ești în gaură cu banii, știi foarte bine. Gaura este prietena mea. Eu sunt... Nu. Numai că acele concerte nu le facem pentru bani, cum le-am zis și altora. Ci le faci pentru palmares, le faci pentru plăcerea proprie, le faci pentru... Niște happening-uri speciale. Exact. Și pentru a mai pune încă o etapă. Pentru că aia este o etapă care te ajută la credibilitate, la profesionalism, la multe chestii care îți clădesc și îți aduc după aia cum se cheamă? Nu bani, ci îți aduc... Notorietate, awareness. Exact. Dividende, da. Și la anul aș vrea 2 zile, ori la sala 4, ori la arenele romane, parcă. Parcă aș încerca și alt tip de venue, cum se cheamă, încăpere. Da, dar... Scuze, I don't speak very good the Romanian. C'est pas un problème, monsieur Florent. C'est pas un problème, parce que je suis le portateur de mots de ta mère. Vreau să spun un singur lucru. Schimb locația, da. Dar dacă stilul tău este pentru locația respectivă, da. Atunci merită să o ții. Da, de acord. Din punctul meu de vedere, da, când mă bătea la cap Smiley cu versul lui, lasă-l pe el acolo, tu ești acolo pentru că tu ești mult mai un clasic pop, o chestie frumoasă și o să-ți demonstrez astăzi. Aș vrea să fac alt tip de concert. Aș vrea să-l fac rock la anul. Adică să-l cânt și partea rock. Mie îmi place rock-ul. Și-a luat chitară. Acum și-a luat chitară. Corect, bă, bravo, da, bravo. Mie îmi place rock-ul. Eu am în cântare, am o piesă, asta, de-am reeditat-o eu, de-am făcut-o de la insulă. Cine iubește și lasă. Am făcut-o metal.
Am mai scos o piesă acum singur, tot înspre zona aia, new metal îi zice, cred. E un fel de... Nu știu cu stilurile, cu stilistica, exact cu denumirea asta, dar este un... de-i zice metal care tonul ăla specific de metal de chitară, dar este un new metal, e un pop metal. Dragi, să-l ia, nu știu, ascultați piesa. Am înțeles. Și deci, mi-a plăcea, de asta mi-a plăcea să schimb arena. Pentru metale noi, colegul feroz, Florin. Feroz și neferos. Da, adevărat, ai putea să dacă încerci. Dacă schimb stilistic un pic, merge să schimb și dar nu uita un singur lucru, un spectacol durează 2 ore. Adică ce nu poți că rog 2 ore? Că nu-ți place ție, s-a spus 2 ore, dar poate unul nu, place. Nu. Eu mi-e place să vă ascult mult și bine. Așa. Să mă uiți acolo. Așa. A terminat. Deci nu e o problemă asta, dar e de ținut minte. Da. Și trebuie să-ți facem înainte mâna asta de sală mare cu 4.000 de locuri care... Da. E o chestie... Nu e simplu, dar important este că odată un spectacol o faci într-un Odeon, Notara și așa mai departe, Bulandra, cu un feedback de la spectatori și când 4.000 de... Altfel se 3.000, simte sala. 1.000 să zic dorm, dar dacă 3.000 îți dau aplauze, se duce direct în stern. Fratele meu a avut surpriza asta când am repetat cu el. Fratele meu nu i-a plăcut niciodată în fața camerei, de asta nici nu s-a apucat de cântat. El a fost omul din spate, asta și face producție, în spatele camerei tot timpul. Și am repetat în sala aia de sus, de la sala Palatului, dar fără public. Sala era destul de mare, oamenii la fel pe scenă, dar când s-au urcat pe scenă, l-a copleșit un pic emoție. Era și ziua lui, fratele meu, pe 8 martie. Ah, mișto. Și când l-a aplaudat toată sala și a zis toată sala la mulți ani, parcă a înțepenit un pic în locul ăla acolo și l-am văzut. E greu pentru cineva care n-a făcut asta să te urci în fața 4.000 de oameni și să performezi la cea mai înaltă valoare. Mie mi-e greu și acum. Și mie. Dar îmi trece în 10 minute. Am nevoie să văd primul om că zâmbește și dacă am câștigat unul... Bine, ok, o să fiu data viitoare lângă tine. O să fiu sală, că pe scenă nu, așa? Am înțeles că ești singur pe scenă. Singur pe drum. Nu. Singur pe lume, de Hector Malo. Singur pe drum acum. Da. 2024, sala Palatului. Băi, multe încercări în 2024 pentru tine. Da. Am reușit să nu mă dea nici afară la Antena 1 în 2024. Felii. Mulțumesc. Este o reușită, să știi. Ai avut și o despărțire în 2024? 2023. 2023? Iar, ai research-o, iure. Nu, mi s-a vrut că iert. Parcă a fost ieri. De Dani ne-am despărțit doar o perioadă. Alta a fost în 2023. Așa. Și ai mai avut o situație delicată, pentru că anul ăsta... Dar și-a spart parbrizul la mașină. Bozo a murit anul ăsta? Da, mă. De când timp îl aveai? Îl aveam de 8 ani. 8 ani de zile e o relație puternică. Dar el era pisica mea de suflet. El era ăla cu care am inaugurat apartamentul nou, la care stătea pe boxă și plăcea muzică. L-am obișnuit ca pe un... sau de asta te întrebam de temperament. Ascultător. Da. Când se oprea, stătea pe chitară, când cântam chitară și punea capul pe body-ul la chitară. Super liniștit cât cântam. Când mă opream, se trezea. Vorbea super mult. Vorbea. Acolo zice că sunt nebun la cap, dar cine are pisică știe. Știe cum comunică și comunicam foarte mult. Și era ca un câine. Aducea chestii, ne înțelegeam, venea după mine, stătea cu mine, muzică, îi plăcea maxim. Și grijă cu plantele în casă. S-a otrăvit cu o plantă. Nu cred așa ceva. Am dat pe mine, n-am dat, o să dau. O să dau și eu, da. Incredibil, îmi spui chestia asta. Grijă cine... Eu aveam planta de când era, aveam și pisica. De dimineață, când făceam ultimele... Puneam la punct ultime piese, de ziua ta, de exemplu, a venit pe masă, s-a trântit peste laptop, așa, și aveam niște trandă firmoasă. Până nu i-a gâdit la, până nu i-a nu știu ce. Păi molfăien? Da. Orice plantă? Nu orice plantă, dar când dă de o plantă verde, dă cu lamă până nu dă jos toată planta, nu se lasă. El n-a avut niciodată problema asta. Mai am o pisică acum, mai am și pe Kira, pe care am luat-o la 2 ani după ce l-am luat pe Bozo, ca să nu fie singur. Am rămas cu ea. Da. Dar ea total alt temperament. Ea e o pisică retrasă, e o pisică nu foarte afectuoasă, cum era el. De asta spun exemplarul și stilul. Da, grijă cu Diefenbachia, dacă vă interesează planta și o aveți prin casă. Eu aveam de 10 ani, de când îl aveam și pe Bozo. Numai că mi-a murit planta într-o zi. Și văzusem la mama că se face într-un fel.
mama e o mică botanistă prin casă. Și sunt pe mama, zic, băi, am planta asta, zic, zi-mi și mie cum să o fac din nou, să... că se face într-un fel. Și zice, e o plantă care are noduri pe tulpină, segmente. Și zice, tai de la un segment deasupra tulpinei, bagi în apă, lași să dea mustățile, după aia o pui în... Ok, am făcut asta, m-am dus în bucătărie, am tăiat și tulpina secretă ceva foarte toxic, încât palmele mi-au luat foc. 4 ore am sunat la spital, deci mi-au luat foc palmele, foarte rău. Și îți dai seama cât de toxic a fost pentru... Nu mi-am dat seama, am lăsat planta acolo, pe probabil la lins, în timpul ăla. Eram la Te Cunosc, plecam la 8 dimineața, ajungeam la 1 noapte acasă, nici n-am apucat să-i văd comportamentul, că e rău. Și așa am ajuns noaptea acasă, în prima noapte, am fost un pic apatic și a stat, ca să zic cât de inteligente sunt pisicile, a stat în locul ăla, a dormit în locul ăla, pe blatul de la bucătărie, care niciodată nu doarme acolo. Probabil să-mi arătă că s-a întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat ceva nou, da. Prima seară l-am luat cu mine în pat, a plecat, s-a dus tot acolo. A doua noapte s-a întâmplat la fel și mi-am dat seama că e ceva în regulă, l-am sunat pe Ciprian, du-te până la mine acasă, zic, chiar pe băzut de la veterinar. Era prea târziu. Târziu. Da. Și mi-a zis domnul doctor, nu știu dacă a vrut să mă consoleze sau nici dacă veneam atunci, nu putea fi salvat. Așa că grijă mare. Și nu mi-am dat seama de chestia asta. Dar m-a sunat atunci și medicul și mi-a zis, primul lucru m-a întrebat la telefon, ai plante în casă? Și atunci mi-a picat fisa. Și mi-am făcut ce procese de conștiință mi-am făcut, că practic a fost vina mea. Da. Dar da, acum mă luptam, mă uitam la Maine Coon ăștia. Duc o luptă dacă să mai iau... Safe cu siguranță, dar până ei tu cu siguranță, vreau să spun că tu ai trecut printr-o chestie, printr-o relație și am aflat, eu nu știam, dar tu chiar ai fost logodit cu... Da, așa, simbolic. Simbolic, da. Simbolic, da. Asta s-a întâmplat în 2020. 2020. Pandemia a venit forță pentru mine. Eu vezi că X-Factor schimbă viața. Că tot la X-Factor am cunoscut. Da. Da, știu că interesant e că te-a întrebat ceva din presă, e singur și disponibil, iar tu ai replicat, citez, singur în casă sunt, dar disponibil nu știu dacă sunt. Creier. De, nu. Am zis așa, soar mai misterios, sunt disponibil, ați nebunit? Să mai scârți eu ușa un pic. Da. Glumesc. Adică nu glumesc. Nu. Ca să vedeți că e un partener de viață, de dragoste foarte... O să-i pun o întrebare. Mă dedic chiar și 24 de ore. Chiar, nu o să vă vină să credeți. Cu tot cu plante. Mai țin minte unde a avut prima voastră întâlnire loc? A cui? A ta și a lui Naomi? Bă, de ce e? Ce podcast matrimonial? Bă, vreau să... Bă, om... Prima... La X-Factor, normal, nu. Pe scenă. Lasă X-Factorul. Cum? Da, unde... Prima întâlnire a voastră, date. Păi de unde știi tu unde a avut loc? Și îmi zici păi știu eu, am. Google. Îți spun și zici da sau nu. Eu pot să spun, dar nu prea pot să spun la ora asta unde a avut loc prima întâlnire. Nu poți să spui că nu știi. Da, știu. Ia zi, întâlnire? Unde a avut loc? Date. În nord, pe nordului, pe undeva. Nu. La... Nu, acolo, am terminat, băi! Ia! Nu, zic nu, pentru că nu-i romantic locul nordului. Yeah. La fântânile arteziene din Piața Unirii. A fost a doua. Aia a fost a doua? A doua. Prima întâlnire a fost în seara aia, noaptea aia când aș cunoscut-o, într-un loc pe nordului, unde nu am ieșit în viața vieților mele și probabil nu o să mai ajung vreodată, dar acolo s-a nimerit. Ce chestie, ce... Ce? Unde te duce... The things you do for love, cum zice... Tupac. Cum Tupac? Nu Tupac. Ba da, Tupac și Cadwell. The things you do for love, no. Without anything. The things you do for love. Queen. Cadwell. Queen, zice Brian May într-o cântare. Ia zi. The night of the love of my life. Zice, the things you do for love. Fix cu tonul ăsta. Ok. Așa mai sictirit, așa. Ți-am zis că am plăsă cu Brian May? Am văzut o plăsă cu Brian May. Da. La Formula 1 m-am întâlnit cu el în UK. Da. La Formula 1, ce bravo. Ce om. După ce că am stat 2 ore să-mi iau inima în dinți, să-l rog să fac o poză, era singur pe acolo. Deci era, cum eram eu, așa era și el. Numai că eu eram de la Antena 1, el era de la Eloi. Și a intrat acolo și stăteam la final când a fost premierea. Era fix umăr la umăr cu mine. Ba chiar cameramanul nostru de la Antena l-a dat un pic la o parte că n-aveam loc noi să filmăm. Și în timp ce plecam spre boxe, toată lumea făcea poză cu el. Deci... Unul îl mai ruga, nu știam cum să-l abordez, eu sunt și super rușinos la de-astea, că știu că nu-mi place mie să mă abordeze lumea și atunci încerc să fiu finuț. Și într-un acces de curaj m-am dus și zic,
hello sir, sorry, can I take a photo with you? Și el zice, trebuia să coborăm o bordă, și zice, da, yes young man, dar întâi ajută-mă să cobor și eu scările astea. Și s-a ținut de gâtul meu, mă, mi s-a părut și așa genial. O legeritate da, în da. Vorbă și pe asta să facem poze, să am mai vorbit un pic. Wow, ce înseamnă? Cu cât ești mai mare, cu atât ești mai... Da, 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 asta e o chestie pe care am observat-o și la Eric Clapton. Sunt câteva întâmplări interesante cu oamenii ăștia mari. Mm-hmm. Cum o să faci și tu de altfel? Sper. Dacă anul viitor? Să-mi spui când să ai sala palatului, anul viitor, ca să anunț. Cu alte cuvinte, dragii mei, aș vrea să vă spun că acest prieten al nostru, Florin, iar vezi cântă... Practic... Zi. A lăsat-o. Pe cine? A lăsat, m-a lăsat, gol în pat, m-a lăsat, mai știți piesa? Da, 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 asta e, m-a lăsat gol în pat. Îmbrăcat numai în tatuaj. Ia. Mamă, ce mai des. M-am săturat de piesa asta, cadă aer. Fii atent aici. Da. Cântă în alt mod. Mamă, hai. Te rog să începi. Triple romance. La 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 la. Las-o, las-o să zboare, că așa sunt ele, păsări călătoare. Las-o, las-o să zboare, că așa sunt ele, păsări călătoare. Ok, vrei să fac... Hai că cântăm și strofa, vezi că era altfel. Yeah. Da, da, ți-am zis în mod repetat, ca de obicei n-ai ascultat, dar cumva la ușa mea de-a dispera. Ce zici, te-a ruina? Serios, cât ești de prost, dacă oară vezi că n-are rost, orice minciună o știi pe de rost. Aha, a fost tip 4 dimineața, intră în gază, lasă circul, nu mai striga. Toată strada, scara, ți-aduc o perna, ai luat pe canapea. Și vorbim mâine despre scumpa ta iubită, că trebuie să înțelegi cât poate fi de nenorocită. De atâta ai zmecar odată, dacă aș ști și versurile ar fi super. Dar de data asta cred că iubirea-i doar în capul tău. Dacă ea te-a schimbat, că te cunosc de când eram copil, sincer, ești altcineva în fiecare zi, așa că las-o, las-o, las-o să zboare, că așa sunt ele, păsări gărătoare. Așa las-o, las-o să zboare, crede-mă. Așa că las-o, las-o să zboare. Și crede-mă când îți zic. Am auzit că că-ți face și sarmale. Wow, 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 wow. Dacă mă pui să-ți cânt septembrie wow. Lunți, o cânt. Te rog. Deci știi, știi cum mai cânt în cântare din când în când. Foarte bine faci, dar, dar știi că... Mai fac glume de astea muzicale. Dar știi că de fiecare dată eu cânt, ok, și ia să schimb o chestie. Dar nu pentru a mă surprinde pe mine, cât să vă mă uit în ochiul. Și surprins plăcut, crezi? Sunt niște rictusuri, adevărat, foarte puternice. Dar o fac pentru că una te trezește și în al doilea rând niciodată o bucată muzicală nu poți nu poți savura, nu-i poți să-i stori sucul cântând-o de 3, 4, chiar 50 de ori. Știi, e foarte interesant. Și eu le zic oamenilor același lucru, că sunt mulți care vin la cântări repetitiv. Da, da, da. Niciodată o piesă nu sună la fel într-o cântare cu săptămâna viitoare în altă cântare. Chiar dacă o cânti la fel,
tot e ceva, energia din momentul ăla va fi diferită. Absolut diferită. Ceva, orice, la chitară, chiar dacă acordurile sunt aceleași, dar energia pe care o ai în momentul ăla și inspirația de moment le face să fie diferită tot timpul. Ce mai e? Vreau să spun că... Vreau să spun că îmi pare rău, nu mai a rămas sufletul meu. Era o piesă. Da, știu. Tu ai fost acționar la un restaurant? Sunt. Ești? Sunt. La ce restaurant? La Naiv. De ce râzi, mă? Te-a dat afară vreodată? Nu, dar... S-a acționat Naiv. Hai, nu fi naiv și concentrează. Sus la etajul 6, 5 și 6 al magazinului București. E Naiv. Sălășluiește bar, clubul, restaurant numit Naiv. Și se cântă acolo? Nu. Se glumește acolo? Se mai și cântă, dar puțin. Rarisim. Eu nu cânt acolo. Nu. Și acolo dacă te duci... E fain. Nu te primește cu șapcă. Asta ca să știi, dacă vii cu șapcă, nu te primesc. Okay. Și cu șosete albe, cu pantofi. Îmi pare rău. Am eu niște de-astea fixuri, nu pot. Am primit review-uri negative pe faza asta. Cristiane? Ce rapide albi? Fără Michael. No, no, Michel Jackson. Și cu șapcă din rațiuni de securitate. Și ce se mănâncă acolo? Bun. Se mănâncă bun, schimbă meniul. Cât e ceasul? Cât e ceasul? Ce dată suntem? Octombrie. Începe meniul de toamnă. De 1 octombrie. Mâncare bună. E un local fain. Mai fac și cinste din când în când și din când în când mă mai găsiți în bar. Când faci cinste? Fac cinste când mă găsiți acolo, oricând. Pe Ilona ai invitat-o? Sau, da. Are caietul ei, cred că, acolo deja. Ai, ia pe caiet. Ilona cu caiet, îți dai seama. Da. Ia să mergem. Haideți. Și noi acolo. Vă aștept la Naiv. Nu fi naiv, termină. Da. Auzi, da, eu dacă aș merge acolo la Naiv, da, eu aș cânta ceva românește. Ce ai cânta, ia. Avem petrecere naivă de deschidere a sezonului în octombrie cu Mirabella Dauer. Cu Mirabella Dauer? Yes, când mi se pare senzațional. Că avem o tematică de studenție. Eu am altă... Și am tematică de studenție. Iar copii, sunteți gata? Să-i dăm bătaie! Eu pe asta n-am cântat-o în viața mea. Da. A cântat-o? Da. Sunt țigancă, joc în șatră, hop, 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 hop. Pe mine mă cheamă Rada, hop, 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 hop. Toți țiganii mă iubește, hop, 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 hop. Și românii mă îndrăgește, hop, 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 hop. Te rog. Sunt și eu îndrăgostită, hop, 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 hop. Însă sunt nefericită, hop, 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 hop. Ca de cărțile bătrâne, hop, 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 hop. Că Grigore nu-i cu mine, hop, hop, hop. Cred că n-am cântat partea asta. Ce, Rona Hartner, nu? Că-l iubesc de măs. Viața lui o dăruiesc. Hai de la cap. Sunt țigancă, joc în șatră, hop, 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 hop. Pe mine mă-ncheamă Rada, hop, 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 hop. Păi toți țiganii mă iubește, hop, 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 hop. Și românii mă îndrăgește, hop, hop, hop. Ca în cărțile bătrâne, hop, 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 hop. Că Grigora nu-i cu mine, hop, hop, hop. Băi, aici la noi, eu am observat cântări, da, la care o temă se duce 20 de minute. Și am zis, băi, stai puțin, nu trageți, cântați-o, dar dai... O consumi în 10 minute. O consum și o saturez în 10 minute. Eram Rona Hartner aici, cumva? Erai Rona Hartner. Sau nu, sau eram... Nu, la Rona Hartner am cântat altceva. Tu erai ce tot eram ce... aici? La Te cunosc e asta. Erai Puceanu, Romica Puceanu. Romica Puceanu. Da. Romica Puceanu. Mamă, câte personaje am făcut și la Te cunosc. Și ai uitat research-ul tău, ai uitat să zic că am mai fost la alte 3 sezoane de Te cunosc, dar nu concurent. Invitat. Am avut în deschidere cu trupa, făceam câte un moment tribut pentru mari artiști într-un sezon care nu mai sunt, în alt sezon pentru mari artiști care au ajuns pe la 50, 60, 70 de ani acum, Marina Voica, Marina Scupra, you name it, vreo 15, și după aia ultimul sezon cu talente noi, cu copii, cu Mario, cu Lino pe vremea aia. Da, Mario.
care Mario și Mario a fost descoperit, mi-a zis Smiley, la o chestie la Disney, undeva acolo la Super Mario Fresh. Era tipul titirez. Vreau să arăt ceva, vreau să spun ceva. Dar una peste alta am înțeles că ai fost sufletul petrecerii. Depinde ce petrecere. Te invit aici, nu mai aștepta, ia-ți mireasa, dansează-o, fă-i ce vrei, este seara ta. Ai fost un fel de Alex Velea la petrecerea de... La Ilona la nuntă, la Ilona, la nuntă. Da. Și ceea ce m-a bucurat, de ce nu să mutăm sala Palatului pe micul ecran, așa? A fost și Dan. Dan? N-a fost Dan acolo? N-ai Dan. Venit cu Dan la Dan Ilona? Nu. N-a fost Dan la Ilona? N-a fost. Pentru că dacă era Dan la Ilona... Așa. Să intre Dan. Nu. Cum? Și să intre fratele la un moment dat. Ia vezi, mă, că intre cineva, că a dat camera la ușa. Acum să deci pun. Deci cine apare. Eu n-am vrut să... Dacă când vine Ilona, plec. Dan și Ilona să plece. Deci fii atent aici. Eu n-am vrut să cânt chestia asta. Mă spun sincer. Pentru că e grea. What? E grea, dar am zis, eu cred că tu trebuie să faci ceva serios din chestia asta, nu doar o amintire de o seară de la sala Palatului. Ia. Yeah. L-ai adus pe Nuno Betancourt. L-ai adus pe ăla de la, cum îi cheamă, că aș uita. Eu n-am adus pe nimeni pentru că nu e cine. L-ai adus pe cum, Extreme, mă? Așa, Extreme îi cheamă. De extreme, da. Uite, o trupă rock care e cunoscută cel mai mult după balada asta. Păi da, și la fel se întâmplă și cu Foreigner. Și cântă alte nebunii. Și Marley Crew, mm-hmm, și Def Leppard la fel, pentru alte care... Ieri a fost ziua mondială One Hit Wonder. Toți cei care au avut un singur hit toată viața. Mi-am spus singur la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc. Mulțumesc. La mulți ani, mulțumesc. La mulți ani. Ia, mă. Nu intră. Yes. Salut, Stabilon. Bine ați venit la podcast. E un podcast cu Florin. Cause I'm ready. If I took those words away, then you couldn't make things new just by saying I love you. Oh yeah, una dintre cele mai frumoase balade scrise ever. Nice, nice. Bravo, bravo, Florin. Bravo, bravo, Florin. Asta a fost prima piesă pe care am învățat-o să cânt singur chitară cu voce. Nu cred așa ceva. Singur chitară voce? Singur chitară voce. Abia se încrucișeau degetele. Eram mic, aveam, nu știu, 12 ani, cred că aveam, 13 ani. Și singur, că fratele meu nu mă învăța nimic. Fratele meu, nu este un pedagog bun. Chiar dacă e profesor. Nu i-a plăcut să profeseze. Nu i-a plăcut în general, nu, n-are răbdare. De la el ori furi, stăteam lângă el și... Orice, calculator, workstation, orice furai. Făcea, furam. Nu putea, dacă îl întrerupeai, îl umpleai de nervi. Da, am o poză cu frate tău. E o poză cu frate. Și la chitară la fel, furam, mă uitam la mâna lui cum pune degetele acolo. Și ziceam, dar arată-mi și mie, cum e si minor ăla, că nu puteam să iau bareul ăla. Și el zice, hai mă, că ți-am arătat odată, n-ai ținut minte. Fă. Ia, ai poză cu frate meu? Da. Pe care nu le am eu? Da. Nu, asta o știi pe asta. Asia Express. Da. Se pare că semănăm? La față nu prea. La corp suntem unul la unul. El seamănă mai mult cu tata, eu seamănă mai mult cu mama. Și ca și temperamentul tot așa, cred că l-am. Născut când? 8 martie 76. 8 martie 76. Da. Mama mai are puțin, face 50 de ani. Cum e? E doar un număr. E doar un număr, nu? E doar un număr. Baby, don't forget my number. Ai stat două sezoane alături de Delia Loredana și Ștefan Bănică Junior. La masă. La masă. Juriului, masa juriului. Da. Sunt foarte curios cum se folosește asta. O să mi-ai dat quest pentru azi. Cu siguranță o să descoperim. Vreau să te întreb dacă te-a supărat cineva. N-a intrat în jocul tău, n-a fost de acord cu părerea ta. Dintre colegi? Da. Nu. M-am înțeles foarte bine. Loredana mi-a desfundat ceacrele. Cu Delia m-am înțeles... Cum ne înțelegem de obicei? Așa? Cu Ștefan la fel? Nu cred că... Poate Loredana mă mai apostrofă, îmi zicea că sunt cam rău cu concurenții. Scuzați-mi, cu cacofonie. Dar
Tu ești sincer, de fapt, o transparență ucigașă, aș putea spune. Da, nu, Lulu îmi zicea tot timpul, ești ca o carte deschisă, că se văd reacțiile pe fața mea când începe cineva să cânte. Nu pot să... Să intre Loredana. Am gândit, nu. Să intre Loredana. Nu, acum Loredana se pregătește pentru sala Palatului, am văzut o poză. Când aveți? Iată poza Loredana pe care am descoperit. Tot îmi arăți acolo, mă uit la postul acolo. Nu, poate... Nu pot să cred, tu nu știi poza Loredanei? Loredana. Am crezut că a început altceva. Se seamănă cu ce? Am văzut o zi, ba da, cum să nu o urez pe doamna Loredana. Începe la fel ca celor care cred că viața noastră. Hai, băi, ești rău la faza asta. De ce? Băi, nu că e înainte. Loredana e înainte cu piesa asta decât Vama Veche. Ah, perfect. Da, nu. De obicei, Chirilă e mai... și cu Hotel California îi place foarte mult. Ai cover, mă! Vezi că da, cover, da. Hotel Cismigiu. Americanii-ți devină! Știi versul următor? Nu. Tu nu știi versul? Asta. Eram în cămin când am auzit prima oară. Eram la cămin și el vorbea tot despre cămin. El predomină prin această deschidere totală a limbajului. Da. Care sunt calității unui concurent ideal pentru tine, unul care își începe o carieră de la un concurs de voce și să o continue așa 20 de ani? Munca, în primul rând. Poți să ai tu talent cât vrei, că dacă nu muncești după aia... Ești câștigător de voce de X Factor o săptămână. După o săptămână, după ce a trecut Revelionul, că de obicei sunt la final de an, nu mai știe nici Sulea de tine dacă nu faci ceva. Drept dovadă, sunt mulți câștigători care nu prea au mai făcut nimic sau sunt alți concurenți care n-au câștigat, dar au muncit și au ajuns ok. Deci dacă nu munciți, să știți că talentul... Vax, Albina. Ciuciu. Și te uită lumea instant, pentru că, na, ce e emisiunea asta? Este o dată pe TV, se vorbește un pic de tine, te cheamă la un observator la știri de la ora 5 și atât. După aia, dacă tu nu faci ceva să dai din coate să muncești, poți să ai talent și ți-l arăți în fața bolocului. Așa s-a întâmplat și cu tine în 2013? Adică tu asta ai simțit sau asta ai dorit să faci în continuare? Eu m-am dus într-un moment în care deja muncisem de ceva vreme, adică de când, din 2006, de când m-am mutat la București singur. Am început să cânt cu Marfar, am început să cânt prin cluburi, am început să învăț instrument singur, am început să mă uit la tutoriale, să învăț toate instrumentele, să înțeleg ce-i muzica, să... Dar ți-am zis, o înțelegeam ca pe olimpiadă, încercam să fim din ce în ce mai bun. X Factor m-a făcut să înțeleg că la televizor nu e olimpiadă și lumea nu te votează doar dacă tu cânti cel mai bine. Drept dovadă, am pierdut două dintre gale la distanță uriașă. Am intrat la duel, era să plec acasă, pentru că Alex Mațaev cântase niște piese hituri pe care lumea voia să le asculte și rezona cu ele și emoționau, iar eu am fost coios și am zis: eu vreau în emisiunea asta să cânt Queen, pentru că eu cânt bine cu vocea și eu pot să cânt, ce naiba am cântat? Don't Stop Me Now, cred că am cântat, și pot să mai cânt și Boyz II Men, că eu cânt și Boyz II Men și sunt șmecher. Și ciu-ciu m-a votat lumea și am intrat la duel. Și am vrut să plec din concurs, a stat cu mine producătoarea de atunci, Ortansa, mă ții minte pe Ortansa? Ortansa, da. Și m-a convins să nu plec. Bine, nu cred că puteam să plec. Dădeam 100.000 de euro ca să plec din concurs. Era ceva clauză oricum. Și am înțeles că care e rolul unui regizor muzical la un concurs, care e rolul unui producător muzical, de ce la TV alege anumite piese, că am avut acum... Uite că mi-ai ridicat-o la filă la o preselecție. Acum o doamnă m-a certat la finalul preselecțiilor din Timișoara. De ce n-a trecut fata ei? Era chiar ultima din ziua aia, m-a prins pe hol, m-a luat cu un ton super condescendent și peiorativ. Ce, fata mea nu-i bună pentru tine? Și zic, ce aveți, doamne, ce s-a întâmplat? Păi i-ai zis nu. Păi zic, cine e? Păi zic, vedeți că i-am zis cântă bine. Chiar i-am spus la final, cânti foarte bine. Și atunci de ce n-a trecut? Ce? Pentru voi nu e bună? 50 de concerte pe an, ce înseamnă? Păi zic, pe atunci la ce mai are nevoie de X Factor dacă ne întrebați așa? Zic, nu a comunicat cu noi, s-a uitat într-un punct fix, nu are prezență. Zic, știți, înseamnă mai mult decât o olimpiadă. Nu te duci și performezi și ai luat premiu pentru cel mai bun cântăreț. Ea cântă foarte bine, dar îi mai trebuie niște ingrediente pentru a fi la televizor într-un show. Zic, X Factor nu e concurs, este un show TV, trebuie să înțeleagă lumea. Toate astea pe care le vedem la televizor, România au talent, vocea, X Factor, Superstar, toate formatele astea sunt show-uri TV. Trebuie întâi să-l prinzi pe cel de acasă. Cel de acasă nu știe dacă tu ai să-l... parcă în re minorul ăla a băgat acolo, a băgat fa diez sau a cântat cu fa becar. Nu-și habar, n-are nimeni astea. Și nici nu trebuie să știe. Lumea trebuie să simtă. Și dacă tu n-ai transmis, cred că asta cauți mai mult. Și asta am căutat la preselecții. Cauți personaje pe care să le ții minte. Personaje, întâmplări și
Și faci o chestie pe care am fost de acord cu tine din prima clipă? Asta nu înseamnă că vocea nu e, nu contează. Clar, clar. Dar niște chestii pe care să le simți. Asta e o chestie interesantă pe plus, care... Plus copiii la preselecții cântă piese care n-au nicio legătură cu ei din cauza profesorilor. Și tu știi asta că ești profesor și știi că trebuie să-i dai copilului ce îi se potrivește. Tu vii la 14 ani la mine și îmi zici ce cânti? Mihaela, Mihai și Aurelia Andreescu. Zic, te rog, eu nu mai cânt asta altceia, că am cântat-o și eu la X de mi-a ieșit pe nas. Zic, las, cântă câți ani ai? 14, dar eu ascult numai muzică de asta, îmi zice. Bă, zic, ești nebuzit, două piese la Mihai arunci, de la Mihai la Mihai. Salcia. Păi zic, zi alte două piese, nu salci. Păi nu știu, zic, de ce nu cânti muzică străină? Cântă. Mi-a zis doamna profesoară că toată muzica străină e proastă. Mă, când am auzit așa ceva, am nebunit. Așa că, dragi profesori, indiferent de vârstă, că nu contează, poți să fii modern și la 60 de ani, n-are nicio legătură cu vârsta. Nu îi mai puneți pe copii să cânte aceleași clișee. Am soluția, dragi copii, oriunde vă veți afla, am soluția. Plecați din țară. A, scuze. Pentru o piesă frumoasă. Priate, când am auzit-o, am rămas așa puțin interzis, dar după aceea mi-am dat seama că e acolo ceva frumos. E foarte interesant că o piesă nu se dezvălă din prima și trebuie să scap puțin. Și am piesa pe care voi trebuie să o cântați. E foarte important. Începe cu un pian ușor, foarte bine, colegul meu. Auziți? Asta e. Pentru că... Asta e timpul vindecător. Iată un concurent nou care vine. Când ți-am spus că știi care e versul care te trezește? E interesant că până la un punct ești toropit și luat brusc. Și atunci când vorbești normal într-o melodie, sună cunoscut ce când... Okay. Cum? M-ai băgat bine în seamă, știu. Până atunci mi-ai spus o poezie. Băi, fii de aici. Înțelegi ce zic? Cred că are și Delia versul ăsta într-una dintre piesele ei, pe aripi de vânt. Da, pe aripi de vânt, dar nu contează asta. Că e același. Da, modalitatea asta de a adresa. Da, alo, știi ce zic? Știi ce zic? Deodată, nu de la deodată, început. Deodată, știi? Asta e. Îi mulțumesc lui Pelin pentru piesa asta. Dar timpul vindecă totul, dar nu e ușor, nu. Și faptul că nu spui nimic spune totul. Dar timpul vindecă totul, dar nu e ușor, nu. Și faptul că nu spui nimic spune totul. Timpul vindecă totul, dar nu e ușor, nu. Și faptul că nu spui nimic spune totul, spune totul. Timpul vindecă totul, dar nu e ușor, nu. Și faptul că nu spui nimic spune, ca să ne amintim de domnul Bitman, că așa făcea el la ochii tăi. Spune totul. Bravo. Piesă frumoasă. Mulțumesc, Alexandrul Pelin. Am mai vrut să zic ceva, dar am uitat. Am zis și, dar nu știu ce am vrut să continui. Nu, cred că vrei să spui că, știi, am văzut asta și cu orchestra pe care a făcut-o. Asta vreau să zic. Asta vreau să zic. Că e, ce sentiment e să cânti cu orchestra. Și anul ăsta, pentru că am cântat prima oară acum vreo 2 ani cu orchestra la un concert al OSB-ului, unde eram eu invitat. Așa, și ți-a plăcut și... Și mi-a plăcut și anul ăsta am făcut 5-6 concerte cu orchestra prin țară, pe la Timișoara, pe la Arad, prin București, prin Brașov, foarte mișto. E altceva. E greu, dar fain. Energia a 70 de oameni pe scenă e... Și e uimitor cât de... Am avut aceeași senzație ca atunci când am jucat cu Adinour. E overwhelming, e copleșitor să auzi cum îți poate schimba starea o orchestră de la strofă la refren, doar printr-un singur semn. Nu m-am prins un... Da. Dirijor, Șerban Nicolae, fostul meu coleg de trupă, care e dirijor la bază, care ți-a plecat, a făcut școală pe acolo, prin UK și s-a întors înapoi. Da, iartă-mă că sunt obișnuit, ești victima propriului succes. Dar cu Ilona ce ai cântat? Unde? La Sala Palatului. Am cântat... Pentru mine nu trei. O bucată din Dana.
făcută pentru Ilona. Ia Ilona! Așa. Și am cântat You're the One That I Want. Am cântat-o și la tine cu ea data trecută. Da. Ia Ilona! Hai mă, intră sau nu intră? Nu. Intră dacă ești aici. Nu, intră. Intră Ilona. Iartă-mă. Hai să-i dau un telefon. Ia să vedem. Ce dragă-ți. Crezi că se răspunde? Nu, știu. Ea a fost de dimineață la emisie? Nu, vine doar duminică. Ah. Domnul Brânciu, dar ce mai face? Ilona! Aha! Lui așa ai răspuns mie când răspuns la telefon. Stai, stai, că nu știi cine ești. Va știe, după voce. Sunteți cu Florin, am înțeles acum care e mecheria. Nu, sunt, l-am uitat la podcast. Am discutat, am sărit treaba cu nunta, am sărit treaba cu Naomi, n-am insistat prea mult pentru că am văzut o lacrimă șorind în colțul ochiului și am zis să nu vreau să mai sap ca să descoper niște țesuturi freatice acolo. Zim unde ești, ce faci? Băi, te-am pomenit de atâtea ori încât am zis te sun ori nu te sun, trebuie să te sun. Bă, bine că m-a sunat, mă mai bagă și pe mine cineva în seamă. Amă, lasă asta. Băi, ai fost la sala Palatului cu Florin. Ei spus că tu ai făcut mai multe săli de la Palat decât... Mi-a spus, stai niște, mi-a spus. Ți-a spus că ai fost adulată. Zi tu, că tu știi mai bine. Domnul Brânciu, dar el știe că mi le-a numărat pe toate, mi le-a scos pe ochi pe toate. Credeți că ce nu fac, e ce chiar așa simplu? Păi ia să-l laudă ești... în emisiune. Că mai zic și eu de sala Palatului, zice, am cântat de mai multe ori la sala Palatului decât tine, îmi spune. Spune adevărul! Ilona, ce te-am învățat? El a avut singur și atunci... adică numai el cu el acolo... Băi. A fost în orice caz, faptul că ai fost acolo, am văzut foarte multe chestii pe TikTok, v-am văzut împreună și mi-a părut foarte bine pentru că mi-a părut în primul rând foarte bine că a făcut sala Palatului și a vândut bine și a fost acolo și l-a aplaudat lumea și a avut niște lucrări foarte, pentru că la domeniul simțământ e puternic, știi? Nu știe el să se miște ca mine. Asta așa e. Dar și la simțământ, niște colorați cu Swarovski pe el. Mamă, da. Tu și Fuego ce mai vezi de aia? Nu, pantofi. Dar zi-mi, ai fost cu o rochie aia lungă? Nu, no. La el am fost altfel. Mai sport. Mă adaptez eu în funcție de posibilități. Mă bucur că te-am auzit. Auzi, dar nu te-ai invitat azi? Ce? Nu te-ai invitat să vii și tu azi? Florin spune că m-a invitat, dar am plecat la munte. Ai plecat? Am plecat la munte. Da. Atât unde ești, unde ești acum? Sunt la Zuga și era deja plănuit. Îmi pare că e a doua oară la munte și ziua ta. Vezi că n-ai semnal. Mută-te pe al vârf. Alo? Da. Deci, zi-mi, te-ai dus singură sau cu... Nu, e cu soțul. Nu, stimul domnul Brânciu, cu soțul. Cu soțul. Entuziasm pe vocea ta. Da, se simte. Debordezi. Bine, ce să zic, mi-e cam doar de tine. În ultimul an ai fost doar la lui Florin, dar... Ne vedem duminică! Vă pup! Te pup, pa, pa, Ilona, pa, pa! Pa, pa, pa! Pa, pa, pa! Pa. Băi, mi se pare extraordinară fata asta, pentru că ea a debutat ca actriță. Și acum, de când ne-am văzut împreună, practic ea, acum, eu cred că este în cea mai mare nebuloasă a vieții ei. Nu știe pe un... Bă! Să știi că i-a dat un pic viața peste cap, te cunosc. Băi, i-a dat tot. În primul rând că... Iar prezențele astea... Cu că... Bravo, bă, ce tare ești! Uite, înțeleg? Pentru viitorii concurenți la talent show-uri, Ilona e un exemplu foarte bun. Da. Ilona nu e cea mai bună dintre cântărețe și nici nu are nevoie să facă asta, pentru că suplinește cu deși fire... cântă mai bine decât multe alte cântăre... Deși cântă mai bine decât... Pentru tine, alo? Roze, așa cum mi-ai spus cu 2 ani în urmă. Vai de capul meu. Iarăși începem cu Roze-ul ăsta. Așa am terminat și ultima oară. De unde erai? Erai pe hol aici de n-aveai semnal?
Nu, eram în partea chiar mi s-a părut aici. Că zic, eu, uite, n-are semnale la munte. Ai, mi-am făcut asta cu semnalul. Am mers la fix. Da? Bravo, bravo, bravo. Da. Aproape m-ai păcălit, da, m-ai păcălit acum. Da? Zi, aici la final m-ai păcălit, da. Mă așteptam la început, știi, să apar, să... Dar acum când ai sunat, asta a fost bun asta cu sunatul, bravo, bravo. Ce vorbești, mă? Nu ești fraier! Nu. Tu ai vrut să... Eu, a fost ideea mea să sunăm de aici. Cântăreață, actriță... A, domnul Brenciu, m-ați mai să... Cântăreață, actriță, regizoare. Regizoare. Am răspuns, o, domnul Brenciu, ce surpriză! De obicei zice, hai zi, Horia, că mă grăbesc, ca să zice. Băi, sunteți senzaționali. Dragii mei, rămânem împreună cu Ilona și Ristei. Fiți foarte atenți data viitoare, luna viitoare, vedem încă un episod, partea a doua. Dar până atunci, iată ce veți urmări pe studiu. Învârtește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Cât durează dragostea? Nu! No. 3 ani. S-a văzut. Mergem mai departe. Ki-ki-ki, co-co-co, cură-cură-cură-cu, co-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 
Melodia unde noi am zis curu de cele mai multe ori și nu s-a supărat nimeni pe noi. Pentru că noi și când aveam coacoacoara, tot curu, 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 ziceam. Că asta ne aducea aminte din refren. Ia-s mireasă ziua bună. Iuhu! Te-am cântat o pasă la nuntă. Fraier, eu prost. Eu cântă Horia, la botez. Ce-a făcut? Dar eu sunt motanul Danila. Sunt cel mai mândru motan? De șoricei nu-mi e milă. Oricând aici îi am Magic FM. Asta a fost întrebarea roșie. Once you go black, you never go back. Orice viser aș avea, lucru simple voi păstra. Am cedat nervos, sunt de 4 ore aici. Păi asta e și schema, că te ține mult să obosești, după aia spui numai prostii. Ce bulangiu!